Știți foarte bine ce se întâmplă în zona deșeurilor. Noi, ca ADI, încercăm să avem o strategie oarecum schimbată față de ce s-a întâmplat până acum și încercăm să facem campanii către cetățeni, să conștientizeze și operatorul cum ar trebui să colecteze conform legislației și să eficientizăm costurile acestui serviciu. De ce vă spun că trebuie să eficientizăm costurile? Pentru că, nu știu dacă știți, din ianuarie anul următor, pentru fiecare tonă de deșeu care depozităm, vom plăti o amendă la fondul de mediu, în loc de 80 de lei plus TVA, va fi 160. Asta înseamnă că dumneavoastră, ca să asigurați finanțarea acestui serviciu, dumneavoastră Consiliul Local, pentru anul 2024, va trebui să stabiliți o taxă de salubrizare pe cetățean mai mare. Și ca să evităm acest inconvenient, pentru că ne scoate tuturor banii din buzunar și orice scumpire ne afectează pe fiecare direct, noi am gândit și am făcut o determinare de compoziție să vedem ce conțin deșeurile atât reciclabile cât și cele menajere din cuvela neagră și am constatat că în jur de 48% din cuvela neagră o reprezintă deșeurile bio. Ce înseamnă bio? Frunze, poate să fie foști de cartof, poate să fie, nu știu, bucăți de hrenci sau tot ce înseamnă deșeuri verde. Aceste deșeuri care pot fi colectate separat și duse la compostare și nu depozitate pe celula 2 la Bacău și la care să plătim transport 450 de lei pe tonă la operator plus 97 de lei depozitare plus 160 de lei contribuție economiei circulare la fondul de mediu, la care se adaugă evident 19% TVA, aceste deșeuri pot fi refolosite și se poate face compost. Plus că putem scădea și costurile serviciului. Ca să facem asta, este absolut necesar ca autoritatea locală și dumneavoastră ca și consilier, că de asta ați fost votați de către cetățeni, să le reprezentați interesele în Consiliul Local. Odată, se poate face prin conștientizarea cetățeanului că aceste deșeuri n-au ce căuta cu bela neagră. Pe de altă parte, să încercăm ca deșeurile reciclabile să se colecteze separat și să nu mai găsim peturi, hârtie, carton, sticle și toate celelalte în cubela neagră. Iar până când încercăm să avem fluxul de colectat, care este obligatoriu conform legii de la 2025, cumva aceste deșeuri bio să se ducă într-un fel de compostare la sursă, că fiecare, aici suntem într-o zonă rurală și fiecare are posibilitatea să facă o compostare, cel puțin primară la sus. Dar viitorul nu este asta. Viitorul este să avem un flux de colectare a deșeurilor bio separat. Și vă spun că nu poate funcționa acest sistem altfel decât așa, pe viitor. Eu așa o văd, așa cred că ar trebui să funcționeze. După cum știu cei din primărie, noi ca ADI ne-am implicat și am susținut, s-a spus exact cum s-a dorit să se întâmple în comună, am acceptat să se întâmple cum s-a dorit. Am modificat contractul cu Romprestu și la alte comune se face colectare din poartă în poartă, dar la s-a spus, s-a dorit colectarea deșeurilor reciclabile să facă de către primărie, pentru că cetățenii erau învățați cu o frecvență mai mare, nu o dată pe lună, și am acceptat să se întâmple așa, ca să crească cantitățile. Să știți foarte bine, să știți că UAT s-a spus, nu stă foarte rău la cantitatea de reciclabile, mai are puțin ca să ajungă la ținta legală. Mai trebuie să facă un mic efort și împreună cu primăria și cu operatorul o să se ajungă cel târziu anul viitor, la mijlocul anului, să ajungă să atingă ținta de colectare la reciclabil. Dar problema sistemului va fi în devierea deșeului bio din cuvela neagră. Și asta, odată, trebuie să-i oferim cetățeanului facilitatea, adică fluxul de colectare, și în al doilea rând, după aceea, ține de conștientizare. De fapt, a fost cel mai mare candidat din... Exact. Cea mai mare cartofi, morcov, mugături, mierii, tot ce sunt... Cea mai mare cantitate se duce acolo și, din păcate, în loc să nu depozităm depozitul de la Baco și să plătim 97 plus 160, noi plătim.
DJ-ul ăsta, cine îl transportă, cine se ocupă de el, tot Adisul, tot Cerombăiescu cu mașinile lor? Deci, în momentul de față, dumneavoastră, pe contractul actual aveți compostare la sursă, că așa a fost gândit în 2015-2013, când s-a făcut documentația de licitație, dar nu se întâmplă să fie compostare la sursă. Compostarea la sursă înseamnă că cetățeanul să scoate tot bio și să-l pune într-un compostor în curte la el, să-l transforme. Tot bio îl găsim în pubela neagră. Tot bio îl găsim în pubela neagră. Și tocmai am spus că acest bio costă. Poate fi și iarba din care sunt unii din multe și acolo tot acolo. Evident, tot se duce acolo. Iar noi pentru asta suntem în demersuri inițiale să facem o colectare de bio și vom realiza aspectul ăsta. Am cerut sprijinul și OAT-ului s-a spus, aveți o mașină care stă. În cazul în care lucrurile administrative se vor duce în zona asta și încercăm să se ducă în zona asta, atunci mașina mea va fi funcțională la preluat. Deci, cam pentru asta am fost eu aici și să vă spun că aceste deșeuri, pentru că noi nu suntem ca cetățeni foarte educați, costă foarte mult. De aceea taxa de salubrizare este mare. Pe de altă parte, plătim amendă la fondul de mediu, că nu ne atingem țintele. Pe de altă parte, plătim a doua amendă la fondul de mediu, care este contribuția la economia circulară, pe fiecare tonă care o depozităm. 100 de mii de lei am plătit la ATEL, la ADIS, pentru... Nu plătiți la ADIS. ADIS-ul este un intermediar care plătește facturile către consum, către Rompres, către toți ceilalți. ADIS-ul, banii dumneavoastră din taxa de salubrizare se duc pe factura ADIS-ului, ADIS-ul în secunda 1 plătește facturile la operatori. Să nu interpretați că ADIS-ul este un operator. Nu. Noi suntem reprezentanții comunelor și avem managementul contractelor. Domnul Corector, care distribuie... Pe lângă aspectul financiar. Domnul Corector, dacă plasticul se colectează separat, da. Cartonul separat, corect. Bio separat. Da. Și bio din Bela Neagră am presia, cred că reprezintă 80%. Cred că mai bine. Și mai bine. Ce mai rămâne atunci? Era vorba de 40%. Ce mai rămâne? Eu cred că mai bine. E 80%, spun eu. Da. Bela Neagră, cred că dacă e și iarbă, și coș, murături, iarbă, tot. Murături și toate, atunci ce am rămas? Trebuie să fie pur și un papuc să... Nu mă înțeleg. Ce poate să fie din afară bio? În Bela Neagră, momentan pot să fie textile, dar o să dispară și textilele, pentru că din 2025 am fost obligatoriu flux de colectare pe textile și atunci se duc separat și textile. În Bubela Neagră pot fi, nu știu, ați spart o farfurie, da? Care sunt jocurile acolo. Chestie care nu poate fi... Probabil polistirienul care nu se poate regăsi din... Nu trebuie pus la plastic. Păi atunci nu mai pune nimic, că farfurii nu stai aici. Și stai aici, stai aici, stai aici. Ce să pune pentru ei? O caserolă în care am avut carne de pui și am mâncat de acolo pui. Și țin două săptămâni caserola aia de... Da. N-ai de ce două săptămâni, că nu-i rog la o săptămâni. Bun, e reciclabilă sau nu e? Da. E reciclabilă. O secundă. E reciclabilă. Un pet care a avut ulei de motor, care a avut ulei alimentar, orice altceva, e reciclabil. Acela este un deșeu reciclabil contaminat, se duce pe reziduar. Asta întreb, că ar trebui oamenii să știe ce pun pe reciclabil. Pentru că, uitați, eu lucrez, sunt producător de apă. Voi intra pe Seghere de la 1 decembrie. Acolo e cu totul altceva, nu seamănă cu nimic din ce spune domnul director. Dar iau o cale de reciclare separată, pentru că provin din industria alimentară, pe când astea sunt pur și simplu deșeuri care sunt periculoase sau nepericuloase. Nu sunt nepericuloase. Deșeurile periculoase au un flux separat. De asta spun. Deșeurile periculoase se colectează pe un flux separat. Dacă ar trebui să mergem pe o problemă de educație a populației, haideți să facem cumva să știe omul ce pune în sacul ăla galben pentru a fi ridicat. Ole, pun conserva? Da? Nu. Pun borcan? Da? Sau nu? Pun, știu eu, bidonul în care am avut o travă de șoareci. Îl pun la loc? Periculos. Dar unde pun și-l pun? Ăla este periculos. Dacă mi-l găsiți în contract, îmi dați amendă, cum a pus primăria. Până acum le-a pus la plasă. Pe Facebook îmi dă de 20.000 amendă că încalc OG 41. O secundă, să lăsăm discuțiile contradictorii. Nu, dar nu sunt contradictorii, dar tocmai în ideea asta. Haideți să vedem ce putem face și cum putem face pozitiv să conștientizăm cetățenii. Noi am fost de acord și știți foarte bine că ADI-ul, ZSAC,
primăriei s-a scurt pentru colectare de reciclament, deci stancii iardame pe care îi vedeți la cetățeni și sunt distribuiți de către primărie. Pe de altă parte, am propus împreună cu executivul de la Sasput și am gândit să facem un proiect pentru colectarea sticlei din poartă în poartă în sanci de rafie. Și de aia eu, practic, pentru asta venisem inițial aici, să facem un proiect pilot la Sasput și să nu mai regăsesc sticla în sacul galben, că ea nu are de ce să regăsească acolo. Că iar regăsindu-se în sacul galben, când la sortare se duce și se pun pe bandă, banda aia de cauciuc este afectată și distrusă de către cioburile de sticlă și îmi creează o problemă de funcționalitate a sortării la Ecosud. Și noi suntem de acord să facem împreună cu primăria inclusiv campanii de conștientizare și de monitorizare a serviciului în comuna dumneavoastră. Noi am făcut asta la Măgur, am făcut la Sascut, am făcut la Letea Vechi. În limita de personal care avem, noi suntem 10 oameni mari și lați pe tot județul, pe 93 de UAT-uri. N-avem o problemă să alocăm o săptămână, două la Sascut. Dar această campanie de conștientizare trebuie continuată. Și trebuie continuată de către primărie, de către dumneavoastră ca și consilieri. Putem să ne întâlnim și să facem un grup de lucru la primărie cu dumneavoastră ca și consilieri. Dom'le, uite, asta le spunem cetățenilor. Facem un material pe care îl distribuim în comună. Fiecare când este... Asta spuneam. Da? Dă-i sacul și o hârtie A4 unde să spună ce are voie să pună sacul la cetățean. Deci noi, la activitatea de monitorizare, care am făcut-o în cele 3 comune, este un început, până acum nu s-a făcut, cetățeanului am pus pe pubela neagră un sticker în care am spus că deșeurile nu sunt conform selectate și am pus un pliant pe pubelă și am spus pubela neagră trebuie să conțină asta și pubela galbenă, ca că sunt pubele, trebuie să conțină asta. Așa am făcut. Putem să facem asta și la dumneavoastră cu implicarea primăriei. Nu, formă, dar haideți să o organizăm într-un fel să știe toată lumea același lucru. Și atunci nu vor mai fi confuzii să se greșească în recipientele, deșeurile și așa mai departe. Și apropo de compost, în mediul rural, compostul poate fi generat de ce se aruncă primăvara când nu se mai consumă. Dar în mediul rural, resturile vegetale reprezintă o problemă. Stau la curte. Vă dau exemplul meu. Am desfăcut recolta mea de legume din grădină. Cred că am o remorcă de vrej, de nu știu ce. Cum să facă compost? Se poate face. Da. Dar nu puteți să-l faceți dumneavoastră acasă. Asta vreau să spun, că sistemul propus de dumneavoastră pentru implementarea unei colectări pentru bio ar rezolva problema asta și om ar ști. Nu mai pun acolo, că vine să-mi ia ceva. Asta sunt aici la dumneavoastră. Vă spun că soluția pe care noi am gândit-o și am făcut un prim pas în sensul ăsta este să înființăm un flux de bio și atunci cetățeanului poți să-i spui că, domnule, eu am să colectez bio, nu mai are ce căuta în pubela neagră. Pot să-i dau o amendă, acum nu pot să-i dau, cum o să întrebe, ce fac cu el? Unde îl depozitează, dacă nu vă supărați? Poftim? Unde îl depozitează? Un exemplu care spunea colegul. Cine să-l depoziteze? Cetățean. El își depozitează acasă, să zicem, undeva, într-un colț. Toate vrejurile astea, tot frunzișul, ce mai are el și cine și cum vine și-l ridică din curtea cetățeanului. Deci colectarea de bio se va face din poartă în poartă. Dacă noi vom ajunge la un acord pe ADI și vor, de exemplu, comuna Sascut va vrea să participe, că nu e obligatoriu să participe toți, cei care vor fi interesați. Și atunci, colectarea nu are de cum să se facă altfel decât din poartă în poartă ca la celelalte deșeuri. Dacă sati cetățean atunci când vine mașina, da, care cu ce are... Va fi un flux de colectare separat de deșeurile reciclate și de cele costul? Păi hai să facem foarte simplu. Dacă dumneavoastră, noi acum am, plătim la Romprest 450 de lei fiecare tonă de rezidual. Nu ne luați așa, hai să luăm un cetățean acum Romprest, deci 90 de lei pe ea. Da, m-am ați băgat în cifre și de taxe de salarizare la Sascut, cu tot respectul, nu știu cât e taxa la Sascut și nu știu. Vă spune, 90 de lei, aceeași ca pe toate ori. Că e ca pe toate ori. Nu e aceeași. Le respecte. Când s-a implementat ADIS-ul, eram administrator public la primărie, știu un anumit toate chestiile astea. Respectul pentru dumneavoastră nu este aceeași. Cum să nu fie aceeași? Pentru că... Avem un trafic. Pentru că planul de taxe stabilit de către ADIS pe SMIT era la nivel de recomandare, iar consiliile locale puteau să se exerce dreptul de autonomie locală să stabilească o taxă mai mare sau mai mică ca să-și acopere costul serviciului.
fiecare UAT are un specific de generare de deșeuri. Statutul are o anumită cantitate generată într-un an care costă atât. Da? Ledea veche are diferit, Săucești are diferit. Pe de altă parte au fost consiliul locale și sunt și acum așa, au spus, doamne, dacă taxa trebuie să fie 10 lei pe lună, pe cetățean, eu nu vreau să iau 10 lei cetățean, vreau să iau 5 lei, restul subvenționez. E decizia consiliului local. Da, ia gândiți-vă că sunt satele astea, sunt răspirate, pe ulițe și ulicioare, pe unde nici acum nu reușești mașina să intri, să colectezi gunoi. Nici cu cubela neagră despre care se face vorbire. Păi atunci când cetățeanul o să aibă o cantitate mai mare și el n-are cum să iasă la unde are acces mașina, cum procedează acel cetățean căruia aici noi încasăm bani anual? Mulțumesc pentru întrebare. Acum eu v-aș răspunde cu o întrebare, dumneavoastră, stimați consilier. Care este rolul Consiliului Local? Să asigură infrastructură. Ok, tocmai aici voiam să ajung să vă întreb dacă infrastructura o asigurați dumneavoastră. Nu m-am referit la căi de acces. Nu doar acolo. Mai e o problemă. Bun. Și face parte din întrebarea mea și acele cubere, pentru că vedeți dumneavoastră nici problema cu sacii nu este o treabă. Ok, o văd eu, trecând toată ziua prin sat. Pentru că cetățeanul scoate sacul la poartă, el nu știe când vine mașina. Și când vine mașina, îi lasă un sac la care în fața porții lui îl aruncă peste gara. De regulă, la trei saci, lasă trei saci jos. Când va ieși moșulică să-și ia, dacă îl mai găsește, îl ia, dacă nu, nu. Ei, nu-l mai găsești, săptămâna următoare pune prin alt saci, ci găsești cel prin curte, leagă niște folii, vin băieții, nu le iau, trag câinii de alea și avem o mulțime de gunoi împrăștiate. Bate vântul și așa mai departe. Cât timp, părerea mea, cât timp nu asigurăm cetățeanului pubelă galben în care să-și pună ceea ce punea în sacul galben, pubela neagră și o pubelă mai mare, mă gândesc, în care să pună acel post de care vorbim, nu o să avem curățenie și nici nu o să putem să strângem acest gunoi în condițiile în care spuneți dumneavoastră. Că aici e foarte ușor să vorbim. Important e cum punem în practică. Am vorbit, nu este tuturor ușor să spunem și să facem afirmații. Când implementăm un proiect, atunci ne dăm seama că lucrurile nu sunt chiar foarte simple și cum vorbim. Ca să vă spun ce se întâmplă acum. Suntem pe finalul contractului cu operatorul Romprest și cu siguranță în Consiliul Local veți primi un act adițional de prelungire a contractului și vă și explic de ce. Noi am terminat documentația de licitație pentru o nouă licitație de delegare pe zona operatorului actual. Problema întârzierii acestei documentații de licitație au fost tocmai ce dotări punem pentru cetățean, că avem flux de rezidual cu belă neagră. An din 2025 avem două fluxuri de reciclabil, cu belă galbenă, cu belă albastră. Avem flux de bio și avem flux de textil. 5. Da? Deci câte tocberoane ar trebui să aibă? Vreo 5. Persoana fizică. Persoana 2025. Și exact. Persoana juridică, la mine, la dumneavoastră și la voastră. Haideți că ajungem și la 5. Ajungem și la persoana juridică. De ce avem opus? De ce? Vă rog să mă ascultați, pentru că ce să spun eu acum este foarte important. Unde ne-am blocat? Noi încercăm să stabilim niște tarife și când facem o documentație de licitație, stabilim valoarea unui contract, care e în funcție de un tarif estimat, tarif care se face conform ordinului 640 al RSC-ului. Tarifele care ne-au ieșit cu aceste dotări sunt aproape duble decât sunt acum în plată la Romprest. Și atunci decizia este, putem face toate fluxurile astea conform legislației, dar cine plătește? Dacă tăiem din ele și nu mai facem atâtea pubele și atâtea dotări, nu avem infrastructură, nu avem ce să-i cerem cetățeanul. Pe de altă parte, planul județean de gestiune a deșeurilor prevede un grad de suportabilitate al acestui serviciu, iar noi suntem la maxim acum. Și urmează să luăm în perioada imediat următoare o decizie, noi în ADI, urmând ca această documentație să fie trimisă dumneavoastră spre aprobare în Consiliul Local,
cum facem să avem niște tarife estimate sustenabile și să putem respecta și legislația și să avem și dotări. Problema este nu că nu vrem să facem, problema este de unde și cine plătește. Stimați consilieri, totul e în cifre. E un serviciu fix cum este apa, curentul, gazul și toate celelalte. N-avem o problemă. Putem să trecem ce dotări vreți dumneavoastră, cum vreți, până la urmă, alea se traduc în bani. Păi da, aveți greșate. Tocmai asta spuneam, că una este relativ, una este realitate pe teren. Dar ajungem exact la ce voiam să spun mai departe, dar nu mi-am permis să vă întrerup. Păi noi ajungem la factorul final, de la care trebuie să colectăm gunoiul și bani. Ca să putem colecta gunoiul, trebuie să colectăm și bani. Și când te-ai dus la cetățean și îi spui, bă, nene, trebuie să-mi dai, noi vrem în Consiliul Local, va trebui să mai mărim taxa. Și așa sunt probleme, că ne sar oamenii în cap, că nu reușesc să aducă lor, nu le să ia gunoiul, dar de plătit plătesc. Și atunci îi mai mărim și taxa, nici nu-i dăm în ce să colecteze, nici nu putem îndeplini nici către cetățean, nici nu putem fi prietenoși cu mediul, nici nu putem strânge acei bani care îi spune dumneavoastră. Nu știu, undeva venim cu soluții, venim cu o discuție aici în față, dar nu venim cu soluții. Soluția este foarte simplă. Dacă aplicăm legislația, astea sunt dotările, ăsta este tariful și plătim. Soluția e simplă. Pentru dumneavoastră. Nu, 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 că și eu plătesc ca și dumneavoastră. Noi dacă vroiam să facem așa, ar deja ați fi avut o documentație la aprobare. De-aia v-am spus că ne-am oprit, pentru că noi încercăm să găsim o soluție corectă și legală în care să respectăm și legislația și să avem niște tarife sustenabile, să nu fiți în situația în care să trebuiască să măriți taxa. Aici e care ar fi prețul pe tona de viu comparat cu cel pe care putem noi acum de la deasă prin menajer? Eu vă spun o estimare pe care au făcut-o colegii mei, ar trebui să fie un preț maxim de 250 de lei fără TVA. Raportat la 450 cât e la rezidual acum. 450 de lei avem la rezidual, dar acum cumva la jumătate de preț. Ceva de genul. Deci asta înseamnă că cetățeanului nu mai luăm alți bani. Evident, nu. Rămâne aceeași taxă pe care plătesc ea nu am. Adică nu, nu vine ca o povară cu lucru. Vine ca ceva ca să-ți aducă o eficiență economică. Așa schimbă rolul la Gubela Neagră. Ce să facem? Schimbă rolul. Să punem bio în Gubela. Dacă și celelalte rezidui care sunt minimi, sunt 15%, nu putem să schimbăm la legislația. Noi avem o reglementare foarte clară în domeniul salubrizării și a deșeurilor. Pe coduri de culori, pe coduri de deșeuri, noi nu le putem încălca. Acum vine, gata și o să ne zică și nouă și dumneavoastră, Consiliul Local, uite, asta e sancțiune, ce nu respectăm. Apropo la sticlă, nu trebuie neapărat guvernul la sticlă, cum o să fim serioși. Nu știu câte sticle acolo se colectează. Eu am un baș, colectez în jur de o tonă pe lună și care dau, vezi, la așa obligație. La cetățeanul la țară, nu știu dacă face 5-6 sticle, să scoage o farfurie odată la săptămână, nu? Aia trebuie scoasă. De la fine, dă un sac de la fine. De aia am propus. Și să le pune undeva în zona satului, dar nu merge din casă în casă. Nu merge din casă în casă. La sticle avem colectare cu o frecvență mai redusă, pe contractul actual. Am spus, domnule, să încercăm la SASCU să facem un proiect pilot, că n-am dotare ce să dau cetățeanului. Am fost la Rom Carbon și am văzut că sunt niște sași de 60 de litri verzi pe care putem inscripționa cu boate SASCU, adis, bacă, cu ce vreți dumneavoastră. Îi spunem cetățeanului că sunt pentru sticlă, că sunt refolosibili, se stabilește la nivel local că se colectează acea sticlă într-o zi, la două săptămâni, și după care vine operatorul și o ia. E păcat că acea sticlă să fie în sacul galben pentru că e pierdută. Aia e pierdută de acolo. De asta am spus că facem asta la SASCUR. Saci pe care e asigurat de eu. Deci cetățeanul scoate sacul ăla de rafi la poartă. Noi gândim că mașina noastră. Sacul îl dăm înapoi pe stil. Să se eliminăm. Să eliminăm din poartă în poartă. Tot noi să facem. Trei, patru blocuri pe sac. Pe el îi dăm sacul. Asta spune. Îi dăm sacul de rafi la fiecare cetățean. Că asta spune cu dreptul. Fiecare cetățean își scoate sacul de rafi cu stilul. Odată la două săptămâni sau la trei săptămâni. Trei mința care o să
responsabili noi. Și o scoate sacul la poartă. El, noi l-am golit, să spunem, în camionetă, îi dăm sacul gol peste cap. Stăgânia și plastă de ziua aia, dacă sticla mea în doar. Sticla o ia separant, la altul ia separant. Păi bine, sacul ia cu reciclabil bun în parte, sticla din... De fapt, eu acum pentru asta am venit aici. Pentru a demara acest proiect pilot, este nevoie de o hotărâre din Consiliul Local, care o să o vezi pe, probabil, pe următoarea ordine de zi, în următoarea ședință. Pentru sticlă. Pentru sticlă. Exact, că noi facem niște cheltuieli cu acest an din bugetul pe care, la fel, l-ați aprobat și dumneavoastră la de iulie și trebuie să fim în ordine cu aceste cheltuieli. Dacă acest proiect, la s-a spus, va funcționa, ne vom duce mai departe cu el. Pentru că, vă mai spun o chestiune, nu știu dacă ați văzut la Bacău, că sunt acele igluri verzi pe stradă, da. Clopotele acelea. Clopotele, da. Și galben și albastru și... Discutăm de sticlă. Sticlă. Da? Ele sunt în zona de case, puse, nu știu, la 2, 300, 500 de metri pe o stradă. Sunt 2, 1, 2, 3, în funcție, nu știu, de densitate, de cât de case. Pe cartiere, la urmă, da. În general. Știți că majoritatea sticlei se regăsește în reziduar, în pubela omului. Omului este lene, efectiv, să se ducă să până acolo. De-aia de să o luăm tot noi, de ca să fie un reciclabil. De asta am zis să facem, să încercăm la dumneavoastră că am găsit disponibilitate. Haideți să vedem ce se întâmplă. De ce v-a terminat? Nu vă spăra să începeți cu acest proiect pilot la SASPO. La capătul județului, așa de numai. Nu, m-a determinat felul cum am colaborat cu administrația locală și felul cum am văzut că au deschidere, că sunt primării care au interes. Noi am rugat să strângem, noi am rugat să strângem reciclabilul, pentru că veni să strâng o dată pe lună. O dată pe lună, nu uita când îi vine timpul să strângă reciclabilul. Dom'le, nu, lăsați-ne pe noi să strângem reciclabilul, dați-ne nouă saci, fac același lucru în fiecare săptămână, ca de eficiență. Noi nu mai aveam calitate de reciclabil. Noi vedeam amendă și la mediu, 100.000 de lei pe an amenda, dacă nu atingeam țintele pentru reciclabil. Și atunci vreți să dau 100.000 de lei anual la mediu, că am plătit într-un an, da? Acum vreo 3 ani. Decât să dau banii ăștia, mă de capă, consum eu motorile care din reciclabil și câștig și calitate de reciclabil mai mare, ca să scade suma respectivă din cantitatea de deșeu menajer. O să vedeți că noi o să eliberăm sumele primite pentru reciclabil de la OIRE-uri și o să se compenseze cu facturi care le aveți în plată pentru rezidual. Probabil săptămâna viitoare, cel târziu, în prima săptămână din noiembrie și o să primiți adresa oficială cu suma pentru SASPO. Prioritatea noastră, de trebuie să nu se mai scăpească cu noi cel puțin. Cu ce încercați acum, cu ce plan pilot vreți să faceți noastră? Cu experiența care trebuie să faci, să nu mai scumpim cel puțin acum. Mai vreau să spun la cetățean. Asta este cât de credit din noi, să îi punem la muncă, muncere, în cinci la mult, dar fără să mai îmblăm la scopul. Și așa este. Scopul nostru ăsta este să ținem costurile serviciului într-o limită de suportabilitate. Vă spun care este problema. Nu vă pot spune că se va întâmpla așa pentru că v-aș minți în față. Eu, ADI, nu pot controla operatorul de colectare și transport și operatorul de depozitare în speță Ecosudul și Romprestul care e la colectare și transport să vină să ceară, de exemplu, o ajustare cu indicele de inflație, care e legală. Nu-l pot împiedica. Legislația așa este făcută în momentul de față, că dacă noi în consiliile locale nu aprobăm o majorare sau o ajustare de tarif, el se duce la NRSC, vine cu o decizie care nu este opozabilă și obligatorie și o lai tariful. Noi ce încercăm să facem ADI-ul aici, să eficientizăm acest serviciu, să scoatem reciclabil cât mai mult din rezidual ca să scădem cantitatea. Scăzând cantitatea, plătim mai mult, mai puțin și depozitare, și colectare, și transport. E logic că plătim la tonă. Și atunci serviciul se ține într-un echilibru financiar. Nu mai trebuie să majorați taxa. E simplu. Echilibru financiar ar trebui să se ajungă din diminuarea cantității de rezidual. Se poate lua în cap. Noi avem în desfășurare un proiect cu bunuri de grâu. Am putea duce acest bio în acea zonă? Nu. Vedeți că la bunuri de grâu și legislație specifică. Deci e clar. Vreau să vă întreb dacă poate fi analizată și varianta plății efective pe cantitate de gunoi ridicate. Adică să se cântărească cât ia fiecare. Ce se ia de la poartă, de la... Doamne, mi-ai luat 100 de kilograme, poftim banii pe 100 de kilograme. Mi-ai luat 5 kilograme, poftim banii. Și atunci am mă gestionat de să-mi schimb. Nu mai puteți să Dacă aveți un pic de răbdare, vă explic cum putem face.
în ședința de Consiliu Director de alaltă, iar pentru zona operatorului Rombrest, în speță și dumneavoastră s-a spus, s-a aprobat aplicarea principiului plătește pentru cât arunci, prin frecvențe diferite și taxe diferite. Asta ce ar trebui să faceți? Că nu putem obliga operatorul să pună niște cântare pe furca acum să cântărească fiecare pubelă, pentru că mai sunt foarte puțini luni de contract. Aceste investiții ar trebui amortizate în câteva luni și nu se mai justifică economic. Cum putem controla puțin cetățeanul? Eu vă propun în felul următor. Când veți aprova hotărârea de taxă pentru la anul, să-i spuneți cetățeanului din OAT s-a spus, uite, cetățeanul din OAT s-a spus, pentru o taxă de 10 lei, astea sunt sume ipotetice. Că trebuie făcut niște calcule. Să vedem. Pentru 10 lei ai două ridicări de pubelă neagră pe lună. Fiecare ridicare de pubelă neagră în plus costă încă 10 lei. Cei care optează pentru doar 10 lei pe lună și vor opta toți, vor avea un sticker lipit pe pubelă. De ce culoare doriți dumneavoastră? Operatorul când trece, el știe că doar pubela cu sticker are dreptul să o ridice. Asta e o plătește pentru cât arunci într-o formă empirică, dar e un început. Noua documentație de licitație, care v-am spus că mai avem de stabilit costurile și cum să vedem cum să o eficientizăm și să vedem la ce putem renunța, prevede tot o frecvență, un sistem de plătește pentru cât arunci prin frecvență și nu prin cântărire și vă explic și de ce, dacă aveți puțină răbdare. Fiecare pubelă este dotată cu RFID. Fiecare mașină are un cititor de RFID. Mașina comunică în timp real datele la taxe și impozite și știm de câte ori a fost ridicată pubela cetățeanului X, că pubela are un coș și un RFID care se duce pe fiecare gospodărie. Și la fel, taxa de salubritate va fi în funcție de frecvență. Și atunci cetățeanul va ști că dacă eu scot pubela o dată pe lună, plătesc 5 lei, dacă o scot de 4 ori pe lună, plătesc 25 aici lei. Este decizia mea cum scot. Așa, da. Să avem o sursă foarte mare, să fii toate cu pubelele goale. Și La blocuri, să știți că s-au scut, este o excepție în documentație de licitație, de tot am discutat cu administrația locală, iar la blocuri vom face insule ecologice. Ce înseamnă? Exact cum sunt alea prin PNR cu cartel. Deci nu se va mai deschide containerul să depozitezi în el decât dacă vei avea o cartelă alocată pe apartament. Și a rezolvat problema. După aia, deșeurile care le găsiți în jurul platformelor publice a celor insule, e problema poliției locale să identifice cine nu este proprietorul. Da, și să aplice ce s-a întâmplat. Nu a anul cel ăla, mai are dreptul electoral. Și nu o să facă nici poliția locală, nici primarul, dar să mă gândesc. Iar electoral, dați seama, Eu vă spun că o documentație de licitație și o procedură de licitație din experiența contractelor care sunt în derulare, durează cel puțin un an, dacă nu ne ajută să ne să aveți în vedere că ambele contracte, atât cu Romprestul și cât cu Soma, poate greșesc cu Romprestul, că e mai vechi, nu știu cum a fost adjudecat, dar cu Soma s-a judecat prin hotărâre judecătorească. Și n-a stabilit ADI-ul cine-i câștigătorul, au stabilit o instanță. Și au fost mai multe căi de atac și au durat 2 ani sau cel mai mult. Dar, în momentul de față, ca să aplicăm plătește pentru cât arunci, putem face în forma asta, dacă și dumneavoastră sunteți de acord și dacă și vă implicați să faceți o bază de date cu cei care optează pentru taxa mică, respectați și obligația legală de a avea taxe de salubrizare diferențiate, că e obligație legală. Noi o să venim cu un proiect de hotărâre, cum am venit în fiecare an, dar mai trebuie să și achiesați la el, adică am văzut secretari și consilii locale care au luat doar ce au vrut din acel proiect și ulterior, în timpul anului, ne-am trezit că avem probleme. Da, eu vreau să vă întreb dacă mașina noastră am putea să o implicăm în proiectul ăsta cu colectarea bio. Ar fi mașina să o folosim doar pentru sascut sau și pentru alte comunități? Această mașină, dacă intră într-un circuit de colectare într-o formă organizată de colectare pentru fluxul de bio, această mașină nu poate să vă deservească doar pe dumneavoastră. Va intra într-un sistem de colectare pe mai multe comune. Bun. Cu tone motorine. Să nu pățim ca la pompieri. Se reparații și tot noi. Cine vrea să facem o secundă? E simplu. Astăzi aveți pe ordinea de zi
apă și canal, nu? Da. Pune un serviciu se autosustine. Exact ce am discutat în general la dumneavoastră. Exact cum avem tarif de colectare la rezidual, deci la pubela neagră, la bio, avem un tarif de colectare separat. Veți avea tarif de colectare la bio, care indiferent cine îl face, indiferent cum va fi, tot va exista din 2025. Și se va plăti din taxa de salubrizare. Diferența este că dispărând bio din rezidual, se diminuează costul serviciului pe rezidual și banii se mută în căciula cealaltă. Bun. Mașina noastră, adică, va fi folosită într-un sistem, într-un circuit, cu șofer sau fără șofer, cu compostibil de reparații sau fără, ca să înțeleg. Domnul primar, dumneavoastră puteți intra cu mașina, aport de capital. Aport de capital. Și restul este ca un operator. Bun. Prețul ăsta pe tonă ar fi, deci 250 de dumneavoastră noastră, ar fi ridicatul pe tonă de la Sascut? Sau, da, la Sascut. Nu prețul pe care l-am duce noi, dacă ar fi... De la Sascut, din poartă în poartă. V-am spus că sunt niște costuri estimate. Și de ce le-am pus în costuri estimate? Pentru că noi acum ajutăm la un plan de business. Este ca o societate. Nu poți să-ți faci o previziune până nu știi toate cifrele. Nu poți să-ți faci o previziune clară fără să știi cât e OAT-ul intră. Dumneavoastră nu trebuie să intrați. Eu trebuie să știu foarte clar cât e OAT-ul intră. După care apare problema de licențiere ale RSC. Adică sunt niște pași administrativi, dar ca să putem ajunge acolo să scoatem bio-ul ăsta din rezidual, primii pași sunt să fiți de principiu de acord, ca să putem porni la treabă. Dacă nu sunteți de principiu de acord, muncim degeaba, facem hârtii de aiure. Suntem de acord, dar primul pas și scade vârtul director. Spuneți și dacă se poate... Auditul la cetățeni pe prăposatul și cu dânsul, pe fiecare an, 150-200 ceriri nu sunt aici, ei sunt aici. Nu ăștia, politici care se scățeam. Toți au plecat. Ei sunt aici. Trebuie să facem un audit să vă aducem toate persoanele care sunt cu adevărat, care fac cu voi, și așa să trebuie să vă plătim nici 90 lei și să faceți chestia asta. Este un bărbat de consiliu local, care are un regulament. Dacă nu aduce justificarea că plătește în altă parte, că stă la Bacău, de exemplu, la apartament și plătește acolo drumul, nu am pus să-l scad. Și care e la umbrele și trebuie să cum procedă? Nu e numai declarația. A fost destul. Atât o declarație. A fost, dar ce vă spun eu, dacă nu este însoțită de o factură, că stă la Bacău sau stă în Andea, sau stă în altă parte, nu pot să-l scutesc. Că sunt astăzi vestea, să mă schimba lucrurile. Și care e la umbrele, ce-i facem? Care lucrează la domnul Umbrălescu. Are domnul cine stă acasă la Bucur. Nu stă acasă. Lucrează la Craiova, la Cluj. Plătește acolo ce fac tot. Nu ia ceva, lucrează la agent economic și plătește agent economic. Păi da, de fapt plătește așa. Și plătește acasă. Aici e o aberație cât casa de mare. Asta e muncitorul pe vreme cât 8 ore stă la muncă, plătește angajatorul pentru alea 8 ore și în același timp plătește un mai și acasă. Da, dar e la legii, nu e a noastră. Nu, dar au și legii la o. Deci, ăștia de la Umbrălescu, dacă ar aduce hârtii, îi scădem, da? Plătesc acolo, deci, nu, dacă stă o lună de zi, mai cum știu e luna, mai stă o lună plecată. Nu contează, nu contează. Au de obicei de aici. Nu, plătește doar celălalt mică, plătește doar un mică, plătește dublat. Nu e vorba doar de aștia, acolo cu Maria nu zic foarte bine. Banii pe care plecăm noi la deșeuri, preferitor domnului, banii pe care plecăm noi la cetățeni, banii pe salubrizare, dar toți cetățenii, dacă ar plăti taxa, exact cât este iau, 100 lei anual, cât este taxa, 90. Cu banii 120. Pe care plătim noi pe facturile, pe cantitatea de deșeuri care se ridică din comună, dacă sunt 60%, restul vin de la bugetul local, imaginați-vă cât care pun și bolovanii, mi-am dat și bolovanii cu băieți. Ce să vă spun? Pierde! Pierde, dar nu puteai ridica doar. Ce să vă spun? Moluz! Ăștia nu-ți vinovați oamenii ăștia că al bucurii bolovanii. Aia facem astea peste tot și taxa pe cetățean, deci chiar dacă el e acolo, noi tot plătim de la bugetul local. Să spunem că a adus justificare, că el e în armă. Cetățeanul respectiv, un an de zile. Noi tot plătim. Asta e situația, trebuie să plătim factura. Nu plătim factura, nu mai vine mașina, nu mai ia deșeul, nu vezi cu normalul de cunoaște. Noi tot plătim, tocmai pentru faptul. Dar dacă lucrează la Umbrălescu, la începutul anului, taxa de salubritate, plătește. Exact. Chiar dacă duci acasă să facă gunoi, faci altul locul. Și chiar dacă lucrează la Perla Moldovei, tot la fel o plătește la asta.
eu am zis altceva. Cei care locuiesc, care sunt aici, care sunt peste 1000 din cer, eu sunt convins că sunt peste aproape 1000 din cer, care la scutire. Fac un noi și care nu plătesc. Oamenii aia plătesc 2 ori. Da, mă, pentru că plătește și la fulina. Răscutiți intenționat, ce să mai ocolim. Asta e realitate. Asta vede ce vreau să știu justiția, că faci și mai bun. Nu-ți mai achetă nicio scutie și mai bine. Știți, învățați, băi, nu cerere că stai. El e venit, e dat jos. Dar în același timp, și dumneavoastră, și executivul din nou acest ascult, ar trebui, nu spun că nu se implic, eu nu sunt aici să analizez activitatea dumneavoastră ca și oate. Eu vin să vă prezint cum văd eu lucrurile. Nu ne-am parat că dețin eu adevărul absolut, dar dacă nu mergem în zona asta, o să avem probleme financiare, probleme care se transpun în buzunarul cetățeanului. Nu mai putem să cerem cetățeanului bun bani în plus, fie că e la Sascut, fie că e la Bacău, fie că e oriunde în județul ăsta. Poate fi o soluție și dacă am susținerea dumneavoastră în Consiliul Local, să facem pașii ăștia, odată cu sacii pentru sticlă, noi avem toată deschiderea. Avem toată deschiderea să facem campanii de conștientizare către cetățeni. Dar în același timp și dumneavoastră, că îi știți pe fiecare din comuna asta, că ați fost în campanii electorale, vă cunoașteți cu oamenii. Trebuie explicat, domnule, uite, în pubela asta trebuie să ai asta, în pubela asta o să trebuie să ai asta. Cetățeanul o să spună, nu mă interesează, asta e replica cea mai cunoscută. Nu mă interesează, eu oricum plătesc gunoi. Nu-i corect așa. Pentru că nu ești educat, vei plăti din ce în ce mai mult. Lasă-mă amenzele. Să plătească el. Exact. Toți plătesc din ce în ce mai mult. Da. Toți. Și gândiți-vă că dacă serviciul de salubrizare nu se acoperă costul serviciului din taxa de salubrizare, că ori încă nu se strânge, orică taxa e mai mică decât costul serviciului, să dă subvenții de la bugetul local. Gândiți-vă că cu acei bani, că sunt 100 de mii, că sunt 200 de mii, că sunt 400 de mii, puteți face altceva, puteți face investiții în școli, în drumuri, în apă, în canal. Sunt atâtea de făcut. Adică eu așa o văd. Noi strângem săptămânal deșeul reciclat, de știți, din poartă în poartă. Cu tot munca noastră pe care o facem noi, da? Sunt așa acele grupi pe care le știți toți, la Pâncești, la Dăparușii, unde mai sunt, pe la Colțești, peste tot. Când a fost o săptămână, nu? De când a fost domnul Fechet la Sascut duminică, luni, a venit garda din mediu. A venit garda din mediu, s-au dus la toate gropile astea. Păi, domnule, am înțeles, colectați. Dar asta e pentru toți cetățenii, uitați, suntem filmați aici și vă spun. Fraților, noi strângem reciclabil săptămânal. Puneți, fraților, peturile pe care le aveți acasă, puneți-le în sacul ăla, că nu plătiți nimic altceva în plus, dacă le puneți în sacul ăla galben, și scoateți-l săptămânal. Au venit și au găsit în toate acele gropi în care ducem mult uzul, noi, de fapt, prin construcții pe care se demolează, le ducem la ce? Au găsit foarte mult reciclabil. Peturi, cartoane, care nu putea fi pus în acei saci și putea fi ridicat de la un săptămânal, de la partea omului. Ne-au dat amendă pentru aspectul ăsta. Deci ne-au dat amendă 300 de milioane, 30 de mii de lei noi, pentru că au găsit, au zis, domnule, dacă noastră și strânge, și am identificat și factura de la metru, a aruncat-o acolo, l-am găsit pe factură, m-au zis la poartă, ai fost, ai dus gunoiul, nu eu, că am plătit pe un băiet să-mi ducă gunoiul. Bă, frate, dacă eu îți ridic de săptămânal, deci n-am lăsat odată pe lună, cum are un proiect adisul. Mă, fraților, puneți-l acolo, uitați-vă că sunt tot banii noștri, am plătit 10.000 de lei, 100 de milioane ca să nu plătesc 300 de milioane și de aici acolo vedem, contestăm, vedem ce putem să facem, câștigăm, nu câștigăm, s-au dus 100 de milioane din bugetul local pentru că au fost aruncate acele deșeuri reciclabile în acele gropi. Mai ales că noi le luăm săptămânal, de la poarta omului și pot fi pus în sace. Deci e strigător la cer cu educația pe care, na, uitați-vă că lasă din dorit. Da, dar vedeți dumneavoastră că aceste gropi sunt cam la periferie, nu sunt în centrul localității. Am pus camere de filmat, am pus anumite camere de vânătoare, identificat, dar nu-i corect, pentru că noi strângem săptămânal, nu-i corect. Tocmai acolo nu ajunge mașina de gunoi niciodată și cetățeanul, el e la periferie, și ia sacul, duce și-l răstoacă. Din contră, erau cetățeni din centrul sacului, domnule. Că dacă nu ajunge,
ajunge mașina la el niciodată. El are cetățeni identificați prin facturi și facturi la energie. Ați avut un caz, dar noi avem atâtea gropi în Sascu. De ce nu recunoaștem că asta e realitatea? Să doamna Lupu Viorica, care cred că toată viața ei nu a avut activitate, cât are cu groapa aia de gunoi din față. Nu-i groapă de gunoi, așa nu se putea. Dar e groapă de gunoi acolo, domnule. E groapă de gunoi, am fost eu. Întrebați-l și pe colegul când am fost cu schimbarea numărului străzii. Și Tescovina, și Vorhot de la... Tescovina poate să ducă cineva din altă parte și Tescovina poate să ducă bioșul de zonă. Acolo să duc tot felul de gunoi. Sunt șobolani, parcă de pisică. Acolo sunt șobolani, am văzut eu, nu trebuie să spună doamna Viorica. Și ce culmea că acolo mai stă și în față un angajat de la primărie, a fost sesizat de atâtea ori conducerea primăriei, să duc domnii de la poliția locală într-o vizită pe acolo și cam cu atâta s-a rămas. Mă întreb, dumneavoastră, domnul Popa, dacă tot mă uit la dumneavoastră, domnul primar, băi, o fi femeia aia, poate sărită după fix, să mă ierte, zic. Hai să mă duc, mă duc o dată, mă duc de două ori. Băi, pun un polițist local acolo, pun o cameră ascunsă, fac ceva. Sunt ani de zile de când sunt probleme acolo. N-ați luat nicio măsură. Și atunci, ușor, ușor, ajungem la ce spunea domnul, când ați dat o amenzi de 5 milioane, iar noi, cu centrul local, suportăm 100 de milioane. Pentru că nu luăm măsuri. Sunt oameni arundați, prieteneștii dumneavoastră, partidului din care faceți parte, care o să spun, că sunt fraieri și o să spun. Sunt cu PSD-ul, eu am prieteni acolo mie, nu face nimic. Și cară cu mașina, domnule, ziua în amiază mare. Ziua în amiază mare. Asta nu are nicio legătură politică, cu fiecare să fim responsabili. Pare că așa au fost învățați, domnul. Trebuie să orice învăța greșbăți. Domnule, acolo sunt mii de tone de gunoi. Domnule, îmi spuneți și mie cine, câte sancțiuni ați aplicat? Vă dă domnul voi că are sancțiuni, cred că săptămâna de. Și acolo și poate peste tot. Păi s-a dus cu un bibliograf așa la doamna avocat ca să contestăm, să arătăm că am primit amenzi, că noi n-am aruncat noi deșeurile acolo, da? Păi n-am aruncat noi deșeurile acolo, da? Așa am luat amenzi. Dar întrebarea este dacă facem odată ceva. N-am dat următor să te prezintă. Acolo nu puneți un afiș eventual, să vadă oamenii cât de mari sunt amenzele. Și voi când vede acolo și se duce el cu găleata, cu murăturile, să le arunce acolo, băi, dacă mă vede dracu cineva, cam atâta trebuie să dau. Sau gândiți-vă ce se va întâmpla primăvara cu noi ăsta de care spunea domnul director. Nu sunt educați, stai cu livada, copacul, via și-l scoate totul. O să vedeți. Mai fost situație. De birou central. Da, nu mai este problema. Nu, la nivel local. Duce gunoiul și dă foc. Și dacă dă foc, se ceartă cu vecinul. Vecinul sunt, vecinul repede vine să-l faci el. Și ăla ce se produs, să-l mănânci din el, care să ai o stabilizare. O platformă de bio, dacă depozitezi niște deșeuri, eu le putrezesc acolo. Generează un certificat. Da? O să aveți o altă problemă de mine. La bloc, e una că trebuie la curtia. Au oamenii cu noi, ce să fac cu el? Trebuie să dacă am discutat că așa facem, așa facem. Problema este în momentul de față, repet, să fie conștientă toată lumea. Nu că noi nu vrem să dăm drumul la o documentație de licitație, noi dăm drumul mâine, vă trimitem la aprobare. Dar în momentul de față, costurile acestui serviciu cu atâtea fracții de colectare și cu atâtea dotări, pentru că aceste dotări, toate cubelele astea și toate containerele astea se amortizează în tarif. Adică în prețul per tonă colectat. Despre, noi ne-am blocat la bani acum. Ne-am blocat la bani și nu știm în ce direcție să o luăm. Tot timpul la bani. N-ați ascult, n-avem bani.
Acum nu știu ce face noi, dar domnul director, că dacă a spus și credințe și plăzile astea pe luate, noi avem cumpărat acum mai nou, din bucurie, noi am cumpărat un grad de tocături. Ce face credința? Tocături, că nu tocat vegetație, cum face domnul. E vegetal, e altceva. Rugămintea mea ar fi următoarea, Consiliul Local, să o spun peste tot, în toate Consiliul Local. Să știți că acest gunoi are același miros pentru fiecare formațiune politică, că e roșie, că e verde, că e albastră, că e galbenă, că e neagră, că e nu știu ce, și aceleași costuri. Dacă nu eficientizăm posturile, o să ajungem toți în aceeași problemă. Nu avem de o să spun cetățeanul vărăși. Domnul primar, n-am întrebat eu dacă este și pentru tocat. Crenci, de ce îi ziceți lui Marian că nu e adevărat? Mie mi-a spus că este pentru crenci. Dacă vreți la copaci, să tundeți crenci. La diverse ani. Dar n-am întrebat eu. Nu la diverse. Primul oameni. Scută la diverse. Deci, dacă nu mai sunt discuții și întrebări, aș vrea să mă retrag. Mulțumesc că m-ați primit în dumneavoastră, că m-ați ascultat. Sunt de acord și vreau să vin alături de dumneavoastră într-o campanie de conștientizare în Sascut cu angajații ADIS, atâta că suntem puțini, cu politica care o avem, trebuie să vă implicați și dumneavoastră. Domnul director, mulțumim pentru colaborare, mulțumim pentru sprijinul care ne-l dați. Noi avem o problemă punctuală de rezolvat, o avem noi director. Mai avem un pic de treabă la reciclat. Dacă implementați proiectul într-o comună mai apropiată din Bacoș, veneați și mi-ați afectați, așa trebuie să faceți. Nu, lasă înceapă, că am început. Că vreți voi. Că vreți voi. O luați într-o zonă care eu încerc să mă abțin. Mulțumim. Eu v-am explicat și v-am spus anterior că noi nu avem niciun fel de ceva. Poftim? Eu v-am întrebat de la început. Monitorizarea n-am făcut-o prima dată la Sascul, am făcut-o la Măgura. Mulțumesc! Și implementarea, de ce nu faceți tot acolo? Implementarea o facem și acolo și la dumneavoastră. Faceți-o întâi acolo, de nea și noi cum iese. Dacă vreți. Faceți zâmbetul dumneavoastră. Dacă vreți, puteți să nu participați. Nu, noi vrem să participăm, dar arătați-ne întâi cum faceți în altă parte. Pornim cu toții odată. Pe noi, cu ăștia de la Sascu, cam multe lume încearcă să încerci la noi întâi, cu banii noștri. Multe lucruri. Bun, eu o să mă retrag pentru că intrăm într-o discuție în care eu nu vreau să mă angrenez. N-am venit pentru aceea. Dacă vreți să discutăm oricând în cifre și aveți o soluție mai bună financiară, din toate punctele de vedere, am disponibilitatea să vin la dumneavoastră și dacă aveți o soluție mai bună, putem să o implementăm. Dacă nu aveți o soluție mai bună și nu vreți, pot să vă înțeleg că nu vreți politic, dar nu, este bine pentru votanții dumneavoastră, indiferent de ce culoare sunteți în fiecare din Consiliul Local. Și pe de altă, nu știu, nu vă cunosc, nu știu, care parte sunteți. Iar pe de altă parte, decizia dumneavoastră în Consiliul Local este suverană. Dumneavoastră hotărâți. Și veți fi analizați și ștampilați după ce veți vă hotărâți. Nu, 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 dați-mi voie să vă zic ceva. De ce a plecat și de ce dorește domnul director să colaboreze cu noi? La un moment dat, noi ne-am străduit să facem reciclat. Și îmi trimitea că eu am refuz de reciclabil atâtea tone din cantitatea totală. Dar de ce, domn director? Din cauza că a spus sticla tot. Ei, atunci am zis eu, domn director, atunci hai să găsim o cale să facem sticla separat. Omul a văzut că are deschidere. Cum o vedeți? Eu zic așa, să punem un sac. A fost o discuție întreagă cu dânsul. Și omul a înțeles că noi suntem deschiși, pentru că e tot pentru noi. În momentul în care noi ducem reciclabil 30 de tone, scade din prețul mare și nu mai avem probleme cu acel bio pe care... De la sine înțeles. De asta domnul a venit la noi. El a văzut că eu mă implic. Domnule, de ce? Ia spune cât a fost. Am 5 filmări, a ajuns mașina la Bacău, l-a rugat, domn director, te rog frumos, du-te și filmează descărcare. S-a dus-o. Deci este un om de mare caracter. Începem? Domnul Popa, să nu credeți dumneavoastră că
Doar dumneavoastră cunoașteți niște persoane, iar noi suntem siguri. Dar n-am zis că eu e prima dată, adică am vorbit pentru faptul că este un om deosebit. Asta era. Nu este un om deosebit, cum spuneți dumneavoastră. Întrebarea este, cum considerați dumneavoastră că toate comunele astea din județul Bacău pot să se descurce sau nu se descurc, vor fi tot în situația noastră, dar al dracu de la Sascut vrea domnul director să înceapă. Ai înțeles? Dom'le, nu are oameni, nu are oameni, nu are cu ce să de... Dar eu știu de ce începe la Sascut. Nu are niciun... Domnule, pot să vă spun în ședința viitoare, nu credeți că nu am pregătit. Domnul Ilie Gheorghiță, s-a gândit și la mașină. Avem și mașină. Domnul coleg, eu vă spun, omul a început să spun nu are logistică, nu are oameni, e greu, îl înțeleg, dar vine la Sascut, la cea mai îndepărtată comună. Hai să mașină, măi, fraților, dar nu credeți că e frumos să ne arate și nouă al dracului mereu pe banii noștri, că iese, că nu iese, noi am cheltuit bani. Deci nu ne arată omul ăsta dacă a început monitorizarea la mărbura. Băi, omule, banii de sacu ți-i dă pe banii lui. Băi, te întreb, nu spune altceva, te întreb. Da. De ce nu face dacă a făcut monitorizare la Măgura? De ce nu implementează al dracului acolo ce are Băcioiu, mă frate? Băcioiu are acele pubele de care vorbea domnul, de trei culori. Dar noi bă, ce-i poate, bă, și noi am portăciune în ele, n-am avut și noi la fapt. Unde am avut noi, domnule? N-am avut noi de alea pătrate niciodată, domnule, niciodată. Și noi erau niște poliții locali. Băi, oameni, băi, știți că s-au mai încercat odată, o să vedeți ce o să fie în primăvară. Păi ce, vine mașina de la Iabacă, o să, știți cum face omul? Își spune și lăciuga, își spune și grecii la copacă. Ce o să fac? O să vedeți că nu s-a venit ce să plătim nici până la 10 ani lunii, nu toată luna. Cea mai bună variantă, dacă să faci asta cu BIOS, ce mare majoritate, ce 80% trebuie, dacă nu o să nu trebuie încercat. Cred că asta ar fi soluția care spune să încercăm să facem un astfel de depozit la noi, al nostru. Unii să putem să le tocăm, să-l facem rumecuș, să facem reciclabil, compost, să putem să-l dăm în agricultură. Dacă ați observat, eu l-am întrebat dacă putem face legătura cu un oră de grajă. Nu. Timpurile s-au schimbat, nu mai putem face ce vrem noi. Sunt atâtea de multe restricții pe mediu, încât nu mai putem face ce vrem noi. Dar nu știu, indiferent de cât e bună intenția mea. Domnule, dacă ai teren, dacă ai teren, ce vreau să faci, demersurile necesare, poți să-ți faci. V-ați spus că nu e, domnule, că dacă cei nu peste 30 de ani pe terenul ăla, că avem teren. Ce faci? Nu știu, ce faci? Hai să faci ședință. Hai să începem toate ele. Deci, lista de ce avem nevoie de puse de saci. O facem? Da. Plăim. Da. Ați gândit să ceri? Da, da. Depinde de el și de... Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. De faptul de prezență semnată de dumneavoastră constat prezența unui număr de 15 consilieri locali. Consiliul local este într-o ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit material de ședință și procesul verbal al ședinței anterioare pe care îl supun la vot din 25.09.2023. Voturi pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Deci 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Dar cuvântul domnului... Ce scuze, v-am văzut? Împotrivă. Deci 14 voturi... Vreau să contez procesul verbal. 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 împotrivă, 0 abțineri. Dau cuvântul domnului președinte Varisalim Mihai. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Dau citirea invitației așa cum ați primit-o cu mine. Pentru astăzi avem 4 proiecte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului pe trimestrul 3 al 2023. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2024. Proiect de hotărâre numărul 4, proiect privind aprobarea reorganizării serviciului de gospodărire comunală și locativă, compartimentul apă, canal și stație epurare prin aparatul de specialitate al primarului comunului Sascut și înființarea unui serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunului Sascut, județul Bacău, sub denumirea de Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Sascut. Supun la vot ordinea de zi pentru astăzi. Vot pentru.
Împotrivă. Se abține ceva? Deci 15, 0, 0. Bun. Pentru astăzi am primit pe mail și o suplimentare privind proiect de hotărâre, privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. Votul pentru 15, 00. Da? Ok. Proiect numărul 1. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 1. Domnul Apostol, mai e cineva? Ok. Stimați colegi, am primit proiectul de hotărâre de Consiliu privind aprobarea fondului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 al anului curent. Am câteva întrebări și câteva observații la acest proiect de hotărâre. Mai întâi, iarăși s-a constatat o diferență între încasări și cheltuieli la compartimentul larg, capitolul de funcționare de 1.297.000. E aceeași discuție ca la trimestrul 2, când au fost cele 20 de miliarde. În schimb, am o întrebare pentru operatorul principal de credit, pentru secretarul general al comunei și îmi pare rău că nu este și șeful compartimentului contabilitate aici. La încasările, în capitolul dezvoltare, apare o sumă de 2.000.000 de lei, adică 2 milioane de lei, ca încasare, având ca origine excedent buget local. Repet, apare o încasare de 2 milioane de lei la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul 3 ca denumire excedent buget local. Doamna Barbu aici mi-ar fi spus că nu putem vorbi de excedent de buget în trimestrul 3 al anului, cum mi-a și răspuns când am întrebat o data trecută. Că nu există excedent în timpul anului. Excedentul se constată după învierea anului financiar. Este logic, nu? Am adus aici toate hotărârile de, toate ședințele de Consiliu din trimestrul 3. Am avut următoarele. În 6-a, 7-a, cu rectificare, nu apar cei 2000 de lei. 2000 de lei, care ca fiind rectificare. 20 de lei. În 31-a, 7-a, fără rectificare, în 8-a, 8-a, rectificare, iarăși fără cei 2000 de lei, adică 2 milioane. În 29-a, 8-a, iarăși rectificare, iarăși fără bani, au fost banii aia din PNRR, dacă vă aduceți aminte. Și atunci, cum au intrat acești bani ca rectificare în bugetul trimestrului 3? Spuneți-mi și mie, doamna secretar general. Eu ziceam că dacă e domnul consilier, Ana a fost prezent mai devreme, am văzut doamna. Nu, dar discutăm aici. Și ea de explicat. Discuțiile în particular, nu știu ce se revață. Părinții dumneavoastră, ce reprezintă el Ana acolo? Doamne, doamna contabil și a explicat. Vreau să sunteți responsabili și spuneți despre bine. Deci ați înțeles că m-a explicat că aceași trebuie să nu trebuie aici. Din proiectul dumneavoastră, domnul. Vă întreb dumneavoastră dacă există alt mod legal de rectificare a unui buget decât hotărârea de Consiliu. Nu există. V-am explicat că aceste documente din trimestrul 3 nu conțin rectificarea sumei de 2 milioane lei. Și totuși apare ca încasare la bugetul de dezvoltare. Și au și fost cheltuiți. Ai văzut o puțină, găsă? Vă rog să dați explicații la această sumă, pentru că nu poate să o facă domnul primar prin dispoziție de primar, că depășește orice competență. Dar nu există așa ceva. Nu apare. Cum au apărut acolo? Spuneți-mi. Care provin, care au fost solicitați pentru toate proiectele care avem în interlocutare. Deci nu-ți chiar să-ți iau la sus, că eu dau mă. Nu, domnule, dacă m-au apărut acolo, la ca să fără să fie previzionați. Sunt 3.000 de mii de lei, da? 2.000. Nu, 2.000, care provin din excedentul anului trecut. 2.000 de mii de lei, domnul apostol. Atați-vă la mine ce vă spun, că știu ce vreți să-mi arătați. Banii 2.000 de mii de lei au fost solicitați de noi în bugetul de anul acesta, da? De la finanță, din excedentul anului trecut.
Și au doar 2.000 de mii de lei au fost obisate. De fapt, sunt 3.000 de mii de lei acum. Da? Deci au fost 30 de miliarde anul trecut de excedent. De ce nu i-ați recomandat pentru trimestrul, domnul viceprimar? De ce nu era o previziune în casă de oraș? 3.000 de mii de lei să se regăsesc în proiectele pe care le avem noi. Domnule, vă întrebem ca să avem noi de cheltuială. Păi tocmai de asta vă spun că ei vin care sunt strecuți la încasări acolo pentru că... Nici nu ați vrut ce spuneți. Nici dumneavoastră nu credeți ce spuneți. Asta e o treabă de contabilitate și de administrație. Nu nimic. Contabilul nu avea cum să ia acești bani și nu avea nici care nu avea hotărâri de consiliu. Bă, e o gestiune de-a dreptul frauduloasă. E o gestiune de-a dreptul frauduloasă. Nu vrem să încurcăm, vrem să fim, să fim conviști ca să respectăm legea. Atât. Vrem să respectăm legea. Cum? Cum o vedeți voastră? Cum au intrat 2.000 de lei în bugetul trimestrului? Trei fără rectificare. Prin solicitarea la buget din anul trecut, pentru că au fost solicitați 2.000 de lei. Bani nu au fost solicitați. Nu au fost solicitați. Din excedentul anul trecut. Nu, s-a constatat, nu au fost solicitați. Păi ăștia sunt bani de acolo, din excedentul anul trecut. Nu sunt bani acum, au fost undeva, cum le-a dat cineva. Bani ăștia și gata, i-au aportat acum. Și ăștia n-au fost împărțiți la începutul anului în bugetul general? Banii ăștia se regăsesc în toate proiectele pe care le avem noi. Nu e adevărat. Nu mă convingeți. Dar de ce nu-i doamna contează? Ce treabă are? Ce treabă are? Luați la vedere și comunitatea. Nu trebuie să-i explici el, nu. Dar pe ce explici el? Știu, dar nu ar trebui să ajungă banii ăștia în trimestrul 3 fără să fie previzionați, împărțiți pe trimestre. N-avea cum. Să rămână o pungă cu banii de excedent din 2023-2, să rămână acolo atârnată de 100 undeva și să luăm din ei când avem nevoie și să-i băgăm aici. Nu există banii, nu să ne partizați ca să-i cheltuim de aia. Doamna Zina, poate ei. I-ați cheltuit deja. Doamnă, figurează că am casat, deci nu spune nimeni de unde vin. Și de ce nu scrie aici? Nu scrie. Nici măcar n-au fost menționat. Doamna Gabi Barbu a început să urte regulile contabilității sau cum? Nimic, doamna Gabi Barbu, ca să înțelegeți, din la 3 va pleca la finanțări. Doamna, asta și pleacă. Au plecat toți băieții buni, Nistoroi, au plecat Luca, pleacă, doamna Gabi, pleacă, o să rămâniți. O să rămâneți cu Popa și cu Parlacic în primăria asta, v-ați spus. Acum o să rămâneți cu Popa și cu Parlacic, o să rămâneți. Așa o să rămâneți. Uitați-vă și dumneavoastră, că nu vorbesc prost. Ce a fost ei mai bun, dacă... Care au fost mai bun? Ziceți că nu s-au fost pleacă. Toți cei buni vă pleacă. Spuneți că nu s-au făcut nimic. Cu ce au fost mai bun? Hai să fost mai bun. Nu i-a lăsat să mă ceacă pe neva. Cine nu i-a fost învățat? Cum figurează 2 milioane de lei doar încasați, fără sursă? Dați-mi răspuns. V-am spus, doamne, sunt încasați. Doamne, știi ce m-ați trebuit acolo? Eu l-am dus Dumnezeu. Eu mă așteptam să fie 2 milioane de lei, care erau diferența de la secțiunea de funcționare din trimestrul 2. Dar chiar așa și nu vreau încasă tot prin hotărâre de consiliu. Au fost prin și în bugetul general? Da, la început doamne. Deci excedentul a fost prins în bugetul anului. Și de ce nu ați scris aici din excedentul anului 2022? Scrie la tine așa ceva să nu scrie. Eu am întrebat că a fost prins în bugetul anului. Nu, care le-am aprobat începutul anului mare, se constată excedentul. Am avut excedent 14 miliarde alea care le-au găsit. Excedentul asemănă pe trimestre. Toate că erau instituit doamna contabil șef aici. Păi da, dacă spuneați la ce sunt, erau 30 miliarde. La bugetul general. Spuneați că ați găsit 30 miliarde, nu 14. Spuneați că ați găsit numai 14. Poți excedentul 2022? Doi. Se împarte pe 4 trimestre, Lucian. Se împarte pe 4 trimestre. Este adevărat. Și pentru banii excedent au fost lucrări în desfășurare. Păi da, mă, dacă în trimestrul respectiv, dacă erau necheltuiți în trimestrul 2, treceau în 3. Dacă trebuie, trec în 2. Este o chestie de...
contabilitate care Bani trebuia să regăsească în documentațiile din fiecare lună când au fost făcute rectificări. Dar unde doamna bani? Nu se mai supune vorbire. Exact. Doamna, doamna bani, v-a spus, domnule, nu vine și de consulucan să mă bălăcărească toți, să mă trimite. Dar nu i-am tăcut. Dar este un lucru rău făcut. Ședința trecută am chemat-o la ședința de comisie, domnul Ana a confirmat nu știu ce așa. Ok, dar ședințele sunt publice. Nu vă bădați, vă rog. Domnul președinte, uitați un lucru. Cum o scoate la capăt? Doamna administrator, am înțeles că a mai lucrat în această funcție și ședința și a dat seama imediat, pentru că dădeați din cap, că este, este o problemă. Este ceva, adică ceva nu este cum trebuie. Suntem cazați din incidentul anului. Dar de ceva ne spuneți dumneavoastră? Nu e la dumneavoastră acasă, domnul Mărbici. Asta trebuia să fie trecute în documente. Păi vorba de dita mai suma, nu 2 lei. Să ne ducem pe bugetul general. Să luăm lista de investiții, să vedem așa trebuia făcut din excedent și ajungem simplu la răspuns. Asta trebuia să vă dați, că aveți răspunsul. Nu se face asta, vedeți răspunsul. Nu! Vă o lumea ta legal, vă o lumea ta legal. Cum e că legal? Dar fi ceva ilegal. Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți ordonatori de credite. Veniți cu aceste documente semnate, veniți în fața noastră aici, ne îmbrobodiți să le semnăm. Când se întâmplă minunea, că au mai fost cazuri din astea, și Consiliul Local a făcut. Consiliul Local. Nu am nicio treabă. Ceea ce a spus nu e adevărat. Explicațiile sunt pe hârtie, cu cifre. Da, de telefon, de aici, încă n-a plecat, încă asta un gaz de plătit. Ați înțeles? Ce să înțelegi? Ea nu mai vrea să vină. Nu mai vrea să mai lucreze, nu mai vrea să mai vină, nu vrea să mai vadă. Da, mă, dar... Aia ești, femeia nu vrea să mai vadă. Abilitatea rămâne. Femeia nu vrea să mai vadă. Femeia se duce la Bacău, căutați cu căzut. Cheamă paragică, fără ai să rămâne. Paragică, cheamă poate la să... Deci credeți că va rezista și doamna administrator, nu? Da, de tura viitoare putem întreba, spune, e foarte competent. Da? Sincer, a zis, sincer. Când va rezista? La pensiunile. Răspunsul este absolut nesatisfăcător. Nu rezolvă problema sursei acestor bani. Așa, în forma în care este prezentat raportul de specialitate. Nu. Dacă dumneavoastră aveți altă soluție, retrageți-l, faceți de mine, el, veniți cu el din nou, că suntem în viață. Să soluții, v-am explicat de unde problemi. Nu dacă ajungem în instanță, că dumneavoastră pe noi, pe ăștia, 15 consilieri ne trimiteți în instanță. Ne ducem cu cei ne-ați explicat dumneavoastră sau cu document. Ce ne-i uite așa că s-a dat banii acolo la care... Cred că așa făcea și domnul Răuță, că zicea, dar eu n-am mărit, mă, Consiliul Local. Consiliul Local. Ba chiar are. Eu vreau să doar vedeți de ce nu faceți documente. Asta veți face în continuare. Nu, domnule, faceți documente. Trebuie să fie legal. Și cum să facem legal trebuie să fie. Cum să facem? În
Uitați-vă în documentele din lunile precedente, unde au fost rectificări de buget, nici nu există trecută, nu-i menționat această sumă, domnule. Îți iei angajamentul ăsta, dumneavoastră? Suma au fost mult mai mare ca... Domnule, deci, dumneavoastră, îți iei angajamentul ăsta? O să avem contabilă. Deci eu... Și acum s-a apropiat un document de ăsta, cum să avem sau nu să noi discutăm doar de capitolul de buget. Scrieți cu mâna dumneavoastră sub semnătura dumneavoastră la raport de specialitate și ce face dumneavoastră acolo, că provine din excedentul 2012. Scrieți un lucru. Nu scrie anul. Nu scrie anul, da. Da. Nu scrie nimic, nu scrie doar în casă. Aici, acolo e problema. Nu trebuie scris în casă. Acolo că... Era ceva de treabă, nu. Am acest lucru și eu. Domnul Popa, ia uite-ți înregistrarea. Că ne ducem cu toți la pușcărie dacă ridicăm mâna. De ce spunea domnul primar? Dacă se fac greșeli în Consiliul Local, nu se duce doar domnul acolo. Nu să trecem în buget. Dar sursa, ca vreau să fiu colegi. Se duce pe sursa din buget, pe... Sume din excedent din buget la 40 de lei. Aici nu colegi. Chiar nu-ți trebuie noastră. Dar acolo e problemă. Aici trebuie frumoase. Bugetul meu. Eu am scris ce vrea acolo, doamne. Și mi-a scris colegi. Dar ea știi ce zice? Nu ne-a aprobat pe asta. Nu scrie anul. Poate să fie excedent, eu acum 10 ani. Păi nu trece la așa incidu. Excedent în general. Măi nu, ce trece? Trece-mi la ucetul în buget. Se matriza pe trimestre, nu se cheltuie ce trimestru 2. Apare un cuvânt cu trimestru 3, cu suma asta, până și cuvânt. Bugetul consolidat este repartizat. Bugetul se repartizează pe trimestre. Pe trimestre intențiile de cheltuire. Da. Se previzionează, se împarte de principiu. Da, bugetul consolidat este repartizat? Nu, da, se împarte ca sursă și excedentul. Da, excedentul. Nu vă aduceți aminte că era aia cu plus minus ce explicam noi la începutul anului? Că faci previziune și n-ai finanțare și nu vii cu bugetul să faci plus minus de zero. Voi vedeți că doamna administrator care a mai lucrat și la o altă primărie, unii probabil să lucra cum trebuie. Ne dă răspunsul, ne spune că nu e ok și voi tot o susțineți, că e bine. Nu, că nu e ok. Nu, 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 luați lista de investiții de la începutul anului și sursa de finanțare pe fiecare lucru. Și o să vă dați seama acolo, că așa e tot pe trimestre vorbim. Exact. Eu vă înțeleg. Domnul vă străți cam plasare. Voi faceți tot timpul, vreți să faceți o voie. Domnule, caut orice chestie. Nu, domnul Ionel, acum să vedea că consilierea PSD nu votează proiectul. Are nicio legătură una cu alta. Nu noi facem o poziție. Dacă voi votați un proiect până la sfârșitul ședinței, cu excepția doar dacă votați cu ăsta cu 100 de ani de căsătorie, eu vă spun că iau 10 sticle de iau acum. Deci, noi, 6 a făcut și ședința pe cută, 6 a făcut de mine. M-am prins bani. Tu vină cu măgărinită, vină tu cu mă cu ilegalități. Nu-i vorbi a ta prost. Nu faci abuz. Nu ca abuz, după fapt, mai chiar abuz. Nu ești abuz. Adică tu faci abuz cu... Hai, ne te rog. Cu ce vrei să faci tu abuz că-ți găsi? Nu există, nu e vorba. Nu există, mai există. Domnul Marian, rolul consilierului într-un consiliu local este să îndrepte lucrul, dar nu prin vorbe... Da, nu așa. Hai, nu știu. Dacă nu vezi ce spune, dacă nu vezi ce spune, că nu vedem niciun... Domnul meu, încă o dată. Adică Dumnezeu, suntem mai rog. Hai să vă simt aia bună, să îndreptăm dacă e ceva care trebuie îndreptat. Că n-a venit nimeni, hai să o facem și să terminăm. Domnul, 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 domnul,
în casă. Da, zi, domnule, dar lună de lună încercăm să fie bine și tot luna următoare iar faceți o nefăcută din asta. Cum se poate așa? Uite așa cum te scapi dumneata, cum ca un voltier. Ce a zis domnul apostol prin cuvântul? Spuneți, explicați, n-ați luat așa. Dacă vezi că noi... În afară de faptul că nu sunt banii ăștia prinși și în celelalte două trimestri, și faptul că spune la casă, sursa de finanțare pentru cei 2 milioane. De apare nou. Sursa de finanțare la încasarea celor 2 milioane. Figurează că încasați, dar nu știu de unde vin. Reîncasați din excedentul anului. Dar scrie ce avem până acum. Excedent. Dar excedentul sunt 2 milioane. Vor sumă din asta e modul de a scrie acolo, în casă nu sunt bani. Bani sunt, nu-i nici bani. Dar zis nimeni că nu sunt. Găsându-i în bugetul inițial, trebuie de explicit. Aici e vorba de... Dacă găseam eu celălalt, nu găsesc local. Celălalt, nu am nicio problemă. Îi găsește bugetul consolidat. Îi găsește bugetul consolidat care le-ai potat în cerul. Găsește bugetul consolidat. Da. Trebuie să trei, nici nu știu cât vii de lei excedent, dar care s-au împărțit în bugetul de toată. Dar tu s-au împărțit în bugetul? În bugetul consolidat. Cum s-au împărțit în bugetul anul? Și ea trebuia să s-a împărțit pe trimestre. Cu cine? Deci trebuia să... În buget s-au împărțit, domnule. Cu cine? Deci nu sunt parte cu cineva, sunt parte cu... S-au repartizat. Vine la proba, trebuie partizat de cald. Ei s-au repartizat de la începutul anului, pe trimestre. Da. Trebuia să facă instrucție. Și nu apare nimic, domnule, exact ce spui dumneavoastră, spun. Că nu apare nimic din cheltuiala asta de care spui dumneavoastră. Și nu vine aici în consiliul local, la am ridicat noi mâna pentru asta. Ia și imediat. Noi avem excedent din anii precedenți, 3.096.000. Exact. În acest moment am împrumutat din acest excedent ăștia 2 milioane de lei pentru a ne finanța proiecte. Exact ce zicem mai devreme. Exact, da, da. Deci, practic, nu confundăm bugetul cu partea de execuție. Sunt două categorii diferite. Cum ne-am împrumutat, doamne, din excedent, dacă excedentul a fost deja repartizat și inclus în bugetul general? Nu știu, i-am pus la cer la începutul anului excedentul și apoi ne împrumutăm din el. La finanții îți alocă o sumă care poți lua. A fost repartizat excedentul la începutul anului. A fost repartizat. A fost repartizat excedentul care îți dădea voi în finanții să-l cheltuiești. De ce la capul? Domnul Cuprian, de ce acolo unde scrie? Dă-mă să fie asta. Deci cum e la cuțul ăla dacă aveți aici codul, prevederi bugetare inițiale, nimic scris. Da? Prevederi bugetare trimestrul 3. Deci nu au fost 9.000 de lei ăștia trecuți în trimestrul 3, prevedere bugetare și după aia vrea să realizate exact cum scrie aici. Uitați-vă, prevederi bugetare la celelalte sume. Sunt prevăzute, sunt cheltuite, sunt prevăzute și gradul de realizare. A vedeți un grad de realizare acum? Sumele din excedent nu sunt reflectate în buget. Asta este... Cum? Păi nu. Păi cum? Păi este, domnule, pentru că asta nu apar ca întreagă. Ce așa de complicat? Aici e. Aici e luat în calcul. Sunt luat în calcul la consolidarea. Ele nu se trec din cauza asta. Dar așa e legea finanțelor. Ce se fac? Fiecare interpretează cum costă. Și de ce l-a scris acolo bugetul excedent 2023? 22, 23, 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 23
așa o problemă, așa de mare, de ce l-a scris? Nu, m-a scris acolo. Adică nu cred că ar fi motiv. Din punctul meu de vedere, să blocăm acest proiect. Dumneavoastră nu ridicați mâna. Da, asta e părerea mea. Poate cu amendamentul noi facem și specific. Ne facem de astea că și trebuie excedent 2023. Ce este aici? Era doar realizări, fără încasă. Mergea tributul în tabel. De ce era așa greu? Vă opuneți cu atâta întârziere să nu mergeți o opunere. Care provine excedentul? Ce e așa greu? Propuneți-o ca amendament, domnul Costin, când ați văzut-o, propuneți ca amendament să se rectifice. Are ce să propuneți? Bine, dar trebuia specific așa, putea să vin în 2021. Trebuia să fie niște. Da, sau în 2021. Doamna administrator, ziceți că putem domnului liniștiți, nu puteți. Nu are nicio legătură una cu asta. Să nu votează. Nu, noi care votăm. Să ia, dacă domnului liniștiți sau dormi, dar ai zis. Dacă vrei să-l împun sau nu, nu e. Păi da. Și cu cine? Nu mă zic la vădura. Fond, fond, habar, da? Da, v-am zis, dacă vă gândiți așa, votați. Treci cu vot. Treci cu vot. La vot, proiectul de hotărâre numărul 1. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Deci, ce trebuie de vot? Ce era greu? Proiect de hotărâre numărul 2. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 2. Română. Română. Da. Suntem live și nu mai avem multă baterie, dar sunt uimit că au dispărut banii de la terenul de sport prevăzut în satul Pâncești, așa cum au dispărut și banii de la reabilitarea pieții Sascut și sunt mulțumit, pe de altă parte, că ați convenit să alocați suma necesară pentru instalația de încălzire de la dispensarul Pâncești. Era absolut necesar, așa cum am explicat în urmă cu două ședințe. În ceea ce mă privește, nu am cum să votez împotriva acestui proiect, dar îmi exprim indignarea prin care consilierii de Pâncești, în principal de la PSD, au luat efectiv, practic, toți banii necesari pentru realizarea proiectului teren de sport în satul Pâncești. Atât am vrut să spun. Mulțumesc! Vă pot eu răspund ce relatat prin domnul consilier. Deci banii pentru terenul de sport de la Pâncești au fost o parte dintre ei, din această sumă, au fost relocate tot pentru Pâncești, pentru apă, canal Pâncești. Au fost opriți atâta cât a fost necesar pentru proiectarea terenului de sport și pentru obținerea autorizației de construcție, timp care durează două luni minim. Până la sfârșitul anului nu mai avem exact timpul și de execuție. Fizic. Dacă exista și timpul de execuție fizic, opream banii pentru terenul de sport în totalitate, dădeam drumul. Fapt pentru că acolo unde vine terenul de sport trebuie actualizată cartea funciară, că în partea din spate, cartea funciară era în interiorul terenului aferent pentru construirea terenului de sport, a trebuit să actualizăm cartea funciară ca să introducem o suprafață de teren care era lângă curtea din spate a școlii, în cartea funciară să putem să prindem proiectul teren de sport pe toată cartea funciară.
cu actualizarea cărții funciare, cu proiectarea, până la obținerea autorizației, efectiv nu se încape timpul. Dacă nu făceam mutarea banilor astăzi pentru alt proiect de investiție, acum avem pentru satul Pâncești, pentru apă canal Pâncești, în care până la sfârșitul lunii obținem toate avizile și cărțile funciare pentru construirea proiectului de apă canal Pâncești. Constructorul începe lucrarea cu 1 noiembrie la Pâncești, efectiv să primească autorizație de construcție și el dorește să lucreze toată iarna dacă îi permite și nu ninge, să spunem. Dacă e vremea, chiar dacă e pământul semi-înghețat, el poate lucra pentru că are niște utilaje speciale cu videa care pot să sape, să taie oriunde. Deci am mutat banii, o parte din banii care erau alocați pentru trei de sport Pâncești, pentru apă canal Pâncești, pentru a putea plăti facturile care vin de la constructor cu situațiile de plată pentru apă canal Pâncești, urmând să se întoarcă banii de la proiectul Angel Sarin, de finanțare, pe care vom reloca în, după anul nou, în nou exercițiu bugetar, pentru terenul de sport, pentru construirea terenului de sport la Pâncești. La cele ce a relatat un consilier. Deci banii nu sunt pierduți, dar pot fi folosiți tot pentru Pâncești, pentru alt proiect, pentru apă și canalizare. Dacă vă uitați acolo, au fost oferiți o sumă pentru necesară proiectării și obținerea autorizației de construcție cu avizele necesare. Dreptul la replică, vă rog. Da? Prin urmare, nu vom avea nici teren de sport anul acesta, nici canalizare. Înnotăm în hârtie și proceduri. Suntem în luna 10-a, era normal, având la dispoziție 10 luni de când s-a aprobat bugetul, aproape să realizați un teren de sport, așa cum am votat aici toți colegii din Consiliul Local. Mulțumesc! Da, stimați colegi, și eu am o mare dezamăgire, pentru că la începutul anului s-a stabilit clar că facem ceva cu piața asta. E o structură care încasează atât de mulți bani, de ani, de zile, 30 de ani, nu s-a făcut nimic și nu se face nimic. O tarabă, să fie luat o tarabă, să tragem un pic de apă, să aibă omul unde să-și pile o legumă. Deci nu mai încasăm nici germânii pe toți și vând pe cartoane, vând carierul mediu. Și era o sumă, mă bai mama ei, că era 100 de lei și aia au fost luate. Adică e jenant, adică ți-ai blocat ca obiectiv de investiții până în luna octombrie și acum când nu faci nimic, trebuia două caiete de sarcini să cumpărăm 10-15 tarabii și să fie tras un pic de apă, un WC ecologic mai de calitate, să fie undeva plasat, să ne situăm și noi așa într-o cât de cât în lumea, nu super civilizată, măcar cât de cât, n-ai om să speri legumă și îi germânim pe oamenii toată ziua, vine încasatorul primăriei, banul. Și ei n-au niciun fel de condiții. Adică e o chestie, nu mă așteptam de dispar banii de aici, sincer vă spun. Nu, a fost o înțelegere la început, băi, hai să facem puțuri de apă, uite, și colegii liberali, și fiecare zi ne autosusținem. Acum au dispărut și bănuții ăștia, erau și așa, erau puțin, mai decât. Și ceea ce privește dispensarul Pâncești, e puțin 50.000. Deci, chiar mi se pare puțin 50.000 care au fost alocați. Adică nu prioritizăm lucrurile și am atras atenția de la începutul anului fiscal. Și am spus, domnule, haideți să vedem, umblați un pic la organigramă și puneți oameni la achiziții publice, că acolo stăm deficitar. N-ați înțeles lucrul ăsta. Și v-am spus, nu o să fie făcută din lista de investiții nici jumătate. Uite că deja suntem în luna octombrie și am avut dreptate, din păcate. V-am dat un sfat, că lucrez în administrație. Și v-am dat un sfat, unde sunt probleme. Am o anumită experiență și eu, bă, aici stați deficitar, ridicați, bă, puteți să mutați un post de la un secretar, de la în altă parte, să puteți să accentuați chestia asta cu achizițiile publice. Dar dumneavoastră decideți, dumneavoastră veți deconta în fața oamenilor. Vă mulțumesc. Da, vor da răspunsul la piață, domnul consilier a solicitat să facem o lucrare mai amplă, la începutul bugetului, într-o nouă arăt, prin care s-a acoperit toată zona de parcare cu un acoperiș mare care suma care a fost alocată depășea cu mult 100.000 de lei și nu ne-a putut încadra acolo. Banii au fost departizați în cadrul altor proiecte, cum a fost pentru apă, pentru forajul de la în ședința trecută. Au fost departizați
o sumă de bani pentru forajul de la fontanele, din câte mi-aduc aminte. Și acolo noi lucrăm la cartea funcțională și apoi documentația pentru foraj. Și au fost opriți 10.000 de lei acolo să renovăm partea de toaletă. Toaleta este la piață, în spate, care este deschisă fiecare sâmbătă pentru pețari, cu punct sanitar, cu chiuvetă, cu apă, cu tot ce trebuie acolo și să facem o renovare la toaleta respectivă. Și dacă am fi acoperit piața veche, că este acoperită cu internită, s-a schimbat acoperișul și să renovăm acolo, tot unde ajungeau banii care au fost alocați. Cât despre dispensarul Pâncești, banii care au fost alocați, 50.000 de lei, pentru dispensarul Pâncești, pentru sistemul de încălzire, așa cum a solicitat domnul consilier Ana, 80.000 de milioane să alocăm într-o ședință anterioară. Noi am găsit cu jumătate de preț, avem deviză ofertă, să facă tot sistemul de încălzire, cu gaz, cu proiectare, cu absolut tot ce trebuie acolo, să putem să facem. Noi am prins 50.000 de lei în casă, mai apar alte cheltuieli neprevăzute. Dar pentru sistemul de încălzire de la Pâncești, începând de mâine, contractăm firma să poată să apuce de făcut sistemul de încălzire la jumătate de preț față de cât s-a solicitat pentru sistemul de încălzire la Pâncești. Nu vom lăsa dispensarul să nu fie încălzit în iarna aceasta. Reabilitarea dispensarului, chiar asta vreau să vă zic, tot este o discuție, chiar am văzut cu domnul Fechet, ministrul mediului, am văzut că a lansat un proiect. Dacă cred că ați văzut și noastră pagina dânsului zile trecute, că începând cu anul următor vor renova toate clădirile publice pe mediu. Și prin care intră și dispensare. Reabilitare energetică și multe alte școli, dispensare. Chiar eu vă ajut cu suportul logistic. Vom face un proiect în acest sens, SF-ul și absolut tot. Și dacă acolo este și principiul primului venit, primul serviciu, din câte știu, eu, dragi consilieri, vă dau SF-ul tot să vă ocupați de finanțare. Mai ales că aveți susținere din partea domnului Fechet, eu cred că o să reușim să reabilităm tot dispensarul la Pâncești, să-l facem așa cum cel de la Berești, domnule. Era chiar cum s-a făcut pe bugetul local, la forță majoră, în 3 luni de zile a fost gata, pe proiect, vă spun eu că durează cel puțin 2 ani de zile. Dar e bine că se face și banii rămân la bugetul local. Eu v-am spus de spălat legumele și fructe, pentru că aceste legume și fructe sunt consumate. Sunt 5 lei cea pentru spălat, dar să faceți toaleta. Nu veți să ieși 5 lei, dar să faci toaleta. Deci asta e singura piață din zonă care nu este autorizată, de 30 de ani funcționăm așa. Nici de tarave care sunt, vai mama lor, de 30 de ani nu sunt schimbatele. Și puteau lua, bă, nu avem bani să o acoperim anul ăsta, dar măcar niște tarave care ne sunt, poți să le folosești la anul și peste 100 de ani. Adică pistosul de ani. Adică au o durată de viață, că bai mama lor de pe timpul ce au șezut. Că să arate și la noi câte oamenii ăștia îi taxăm, îi încasăm în fiecare sâmbătă de luăm bănuții și la bănuții aici face. Asta înseamnă prioritizare. Era o chestie de consume mici. Domnule, dacă e funcționat din spălătorul și toate la toaletă trebuie un pic îmbunătățire, dar avem de avut. Poți du la toaletă să speli că ce ai tu legume la vânzare? Piața mare de... Orice piață civilizată sunt chiuvete mari, din inox, din beton, din ce sunt. Din chiuvete, din bucătării, din inox aici. Unde speli legume și fructele. Domnule, dacă vă duceți în piața unde să vinde lapte și brânză, vă duceți acolo, chiar intrați înăuntru, este punctul să spălați la chiuvete de bucătărie. Este acolo, nu sunt la vieții să speli. Nu, 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 da, nu a fost apreciere, și luați de aici, văd mai important un dastră. Erau mijloace de transport, e o comună cât e până la Pânțești, nu? Era chiar așa urgentă, adică nu se putea lua niște tarabe. Aici a fost o idee foarte proastă de a renunța la bani niște.
Adică putea să, am spus și am atras atenția de la celelalte ședințe, la domnule, haideți să luați niște tarabe, haideți să luați niște tarabe. Și în ședința din iunie și în celălalt, și nu s-a făcut nimic. Aceasta e un ignor. Domnule, dragi colegi, vedeți dumneavoastră, spunea colegul Ionache, suntem singura piață din totalitatea comunilor din județ, care în ultimii 30 de ani nu a reușit nimeni să o autorizeze. Celelalte comuni se poate. Mai grav de atât, am făcut și aceste două puțuri, și astea sunt neautorizate, și astea nu scot la suprafață o apă potabilă pe care să o consume cetățenii. Am văzut în documentația pe care dumneavoastră mi-ați prezentat vis-a-vis de ființarea noii societăți, unde atât de ușor căutăm o portiță prin care noi să ieșim curați. Noi, executiv, adică în satul Valeanacului nu este apă potabilă, în Bănceș nu este apă potabilă. Măi, oameni buni! Mă scuzați că vă întreb, puteți fi mai concis? Bineînțeles. Mulțumesc. Aveți un timp alocat fiecărui domnul vice vorbit vreo jumătate de oră. Ar primit în ordine. Da. N-ar fi rău. Pentru unii, da, pentru unii. Și atunci, dacă apa nu este potabilă, ce fac oamenii ăștia? Ce consumă lumea asta? Imediat, vă rog frumos. Bun. Întreb. Ca să nu scăpăm din vedere vechea discuție cu terenul de sport. Spune domnul Apostol că, domnule, nu s-a făcut cartea funciară, nu s-a făcut proiect, nu s-a făcut, nu avem autorizații. Noi am discutat de la începutul anului de acest teren de sport. În satul Pâncești de 30 de ani așteaptă copiii. Băi, oameni buni, 30 de ani așteaptă copiii un teren de sport. Atât de multă bucurie a fost pe faptul că s-a discutat la începutul anului că în sfârșit se va face o bucățică de teren de sport și uite că a trecut anul și acum nu facem nici acea bucățică. Întreb și eu, cine se face vinovat, domne, că nu a adus carte funciară, nu a scos cartea funciară, că nu a autorizat, că nu a făcut proiect, cine se face vinovat? Întreb și eu dacă la serbările astea și la începerea anului școlar și la toate activitățile care se fac cu elevii, dacă mai aveți curaj, bă, fraților, să mergeți în fața acestor oameni. Eu chiar discutasem cu colegul Ana să merg la începutul anului școlar și m-am gândit, m-am văzut că totuși a fost el, a fost domnul Luci, a fost domnul Popa. Posibil, mă, frate, domnule, dar nu mai comentați, domnule, că nu discutăm, nu sunteți dumneavoastră președinte ședințelor. Nu vă convin lucrurile astea, știu. Da, domnule, cine se face vinovat? De ce nu ați făcut, domnule, noi vorbeam aici, s-au luat banii de la Băncești. De ce n-ați făcut, domnule, asta vă întreb. De ce nu? Domnule, am discutat toți aici că cu banii ăia să fac niște lucruri bătute în cui. Nu știați că trebuie să facem terenul de sport din martie? Trebuia să mă duc eu sau un alt coleg de aici să scoată carte funciară? Tocmai asta este. Dar ce mai e profesor de educație fizică angajat? Dacă n-are unii face educație fizică. Nu vă supărați, nu intervenți în ședință. Dar n-au, mă, fraților, copiii ăia, am făcut o treabă extraordinară. Executivul a făcut o treabă extraordinară. Mai era o bucățică de gardă acolo care mai ținea mingea să nu se ducă stradă când se juca acolo. Hai de repede să-l dărâmăm, că de aici luăm bani. Mii de euro s-a luat pe bucățica aia de gardă care putea să o care unul și cu roată. Mulțumesc. Domnul Chiriac. Suntem la proiectul numărul 2 în legătură cu cheltuielile pentru dispensarul cu Pâncești. Dacă tot ați adus vorba de cei 50 de lei a propus pentru acest dispensar, o să vă aduc la cunoștință că deja noi suntem eu cu colegii mei de la tineri. Am început deja câteva ceva de mersuri, care am chemat un executant care chiar are lucrări pe plaza comunii, s-a scut numele Codurarul Rănică, a trimis un inginer care a
a și făcut proiectare, are deja, văd că și scos acum oferta pentru OAT Dispensar Pâncești, pentru proiectare, execuție și service, suma totală 47.000 de lei, inclusiv cu totul TVA. Poate s-a pus de lucru deja, Este o ofertă destul de bună, adică nu am spus să faci comparații cu altă ofertă. Cu asta, dar eu vă spun, în service, în proiectare și în execuție, zic că mai ales când lucrează cu data comisă, atunci deja au și făcut-o. Dar mai întârzi iar, să zicem, băi, de acum solicităm să căutăm. Da, să se încadrează pe vedere. Să poate face cu credința de directă. Și ce ne oprește să facem cu credința de directă? Deci e credința directă sau... Asta și este în credința de directă. Păi și ce ne oprește? Având și o ofertă, având și o ofertă. În două săptămâni de are și centrul. Deci deja este proiectul. Deci nu asta nu s-a pus treaba. Dacă a dat ok, unii deja nu s-a pus treaba. Nu e treaba nicio fiută. 43.000 de lei la primărie și un an 44.000 de lei. Fără TVA. Asta cu tot TVA e 46.000. Marian, asta e și cu service. Tot. De ce? Mai sunt discuții la proiectul numărul 2, domnule Enache, vă rog, mai sunt discuții, nu? Eu aș vrea să completez în discuția, de fapt, un drept la replică. Consilierii PSD fiind acuzați că au luat banii de la terenul de sport. Vă amintesc bine, acum două ședințe, colegul Ana, ne aducea la cunoștință că nu mai este timpul fizic necesar să mai executăm terenul de sport și o să rămânem fără teren de sport și cu excedent de 350.000 de lei, în care solicita 50.000 de lei de la terenul de sport Pâncești. Astăzi, astăzi ne spune că consilierii PSD au luat banii la terenul de sport. Haideți să discutăm pe cifre. E adevărat, s-au luat 290.000 de lei de la terenul de sport. Au mai rămas 60.000 de proiectare. Ăștia 290.000 trebuia să ducă în excedentul 2022, 2023 și 2024. Din cauza? Eram normal, nu din cauza Consiliului Local. Cu Consiliul Local nu face proiecte, nu face nimic. Din cauza celor care nu s-au ocupat. Noi cu toți am fost de acord să facem terenul de sport. Inclusiv consilierii PSD. Inclusiv consilierii PSD au fost de acord să facă terenul de sport. Deci, s-au luat 290.000. Într-o discuție, cum a zis domnul Gheorghiță cu domnul primar Apostu, i-am zis că nu voi vota nicio rectificare în care banii ăștia de 350.000 vor pleca din satul Pâncești. Nu. Vor pleca. A fost da? Că nu vei vota bugetul pe 2023 dacă nu o să avem teren de sport. Pe 2023 bugetul s-a votat la început anului. 2024. Nu voi vota rectificarea de buget. Nu. Da? Nu. Dar constat faptul că ăștia 290.000 au rămas în satul Pâncești, la apă și canal, ba din contra au mai venit 50.000. Tot la apă și canal, din altă parte, și încă 50.000 la dispensar. Deci mi se pare corect că au rămas în satul Pâncești banii. Toți banii și... Dică să se ducă pe excedent bugetar, doar cu aceeași chestii... Dar ai fost bucuros să mă ducă și ăștia în altă parte. Nu aș fi fost bucuros, domnul... Cât ați discutat dumneavoastră, chiar nu v-am întrebat. Și ție. Chiar nu v-am întrebat, da? Deci, în satul Pâncești au rămas acum 345 la apă și canalizare și 50.000 la dispensare. Au fost tot. Deci nu au plecat. Tot pentru satul. Nu au plecat. N-au rămas. Deci decât să ducă în excedentul bugetar, mai degrabă am considerat că sunt foarte bine primis la apă și canal. Poate să termină Dumnezeule dată să mai facă și un asfalt și ceva în satul Pâncești. Vreodată. Nu știu, într-o mică noastră, doamnă, dar totul speră. Ați avut o decurenție în asfalt, da. Totul speră. Nu s-a sfântat Pâncești? Ba da. Așa că nu mai cu roaba, cu ciment. Dacă nu mai sunt alte discuții la proiectul numărul 2, să pun la vot proiectul numărul 2. Voturi pentru...
Împotrivă... A zis că nu se votează, faci, domnul. A zis că este sigur. De-aia te-a putut. A, deci înseamnă că ați votat și nu ați să ia poate de la terenul Iscor, nu? Deci, mă simt bucuros. Ai noroc că sunt doamnele aici, că ți-aș fi spus ceva. Bănuiesc că avizul comisiilor toate sunt favorabile propuneri privind președintele de ședință pe următoarele 3 luni. Propun. Domnul Ilie. Pe domnul Luci Gârmace. Domnul Luci Gârmace, doamna Sandu. Pe domnul Popa. Domnul Popa. Are Boeche, viceprimar. Ce ți-o zic? Mai sunt alte propuneri. Mulțumesc, domnule. Bun, supun la vot prima propunere. Ia domnul Ilie, domnul Luci Gârmacea. Ia să le votați pe votul pentru. Mergem cu Luci Gârmace. Domnul Gârmace, am viitor președinte. Domnul Ilie, mi-ați făcut. Deci 14 voturi, domnul președinte. Da? 14 voturi pentru o abținere. Nu, împotrivă. Împotrivă. Se pare chelier. Da. Dar ce? Bă, ce? Păi da. Ce rost are votul meu? Da. Corect. Dar și trebuie să facă săracul. Dacă tot timpul voi v-ați propus, ne propuneți și stai cu voi. Dar el a fost președinte. Păi după acolo, bă. Păi că am propus puțin cu mai mult. Tu ajungi la a treia tură cu alții. Dar eu abia vreau să mai lungim vorbele aici, că dacă propuneam de la opoziție tot nu-l votați, așa că... Dar eu proiect de hotărâre numărul 4. Avizul comisiilor. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 4. Dacă nu sunt, nu apăsați. Da, de vreo contul fiind să vorbească. Deci cum? S-a scris așa. Ce sunt politicul să aștept? Deci, sunteți primul și ultimul. Nu, da? Avem domnul aia. Încerc să... Serviciul acesta are un rol cu dublă semnificație. Odată se încearcă eficientizarea activității de furnizare a unor utilități de maximă importanță pentru populație, vorbim aici de serviciul de apă și de canalizare. În viziunea mea, cam acesta va fi viitorul unui astfel de serviciu, o funcționare independentă, cu un management eficient propriu. Dar tot a construit. Dar tot a Consiliul Local. În subordinea Consiliului Local, ca să fac legătura și la semnificația a doua. Deci este în subordinea Consiliului Local, care stabilește strategia de funcționare, de dezvoltare, bla bla și așa mai departe. Dar fiind subordonat Consiliului Local și nu executivului, reprezintă practic o modalitate de de sustragere a executivului de la, de la furnizarea acestui serviciu. Corect. Cel puțin în varianta SASCUT. În conținutul regulamentului pe care l-am citit, unele din paragrafe de acolo sunt un copy-paste frumos, n-am găsit nicio calitate, doar despre SASCUT. Se face referire la 4 sisteme de alimentare cu apă. Ca să poți să dai în gestiune sistemele acestea, aceste sisteme trebuie să fie complete și autorizate. Altfel, serviciul acesta nu are prea multe posibilități de a mai face investiții, de a mai obține documente sau autorizații sau licențe pentru sistemele neautorizate, deoarece nu va avea capacitatea financiară necesară. Și aici vorbim de sisteme care sunt autorizate, vorbim de sistemul SASCUT, care este un sistem complet, SASCUT, Schinem, cu suforajele la SASCUT și sistemul de la Conțeș. Celelalte două sisteme sunt neautorizate, sunt necontorizate, nu sunt sub control sanitar. Așa cum ați văzut acolo, scrie că apa este nepotabilă și așa mai departe. Ce probleme funcționale prevăd că se vor produce? Prima dată vorbim de capitalizarea acestui serviciu. Dumneavoastră în proiect ați propus un an. Toate cheltuielile aferente funcționării și dezvoltării acestui serviciu să fie suportate de la bugetul local ca și până acum. Și nu cred că salariile vor fi atât de
consistente în cheltuieli. Avem aici curentul electric, avem consumabile, avem intervenții, avem avarii, avem și așa mai departe. Doi, nu are acest serviciu în momentul de față și nici nu va avea în viitor utilajele specifice acestui serviciu. Utilajele primăriei acum existente, folosite în comun cu alte servicii, nu știu dacă acest serviciu va putea să fie operativ, să răspundă în termenul de intervenție la avariile care se vor produce. Nu sunt de acord cu numirea de către domnul primar a directorului acestui serviciu pe o funcție definitivă. În orice structură publică, un șef, un angajat, este numit temporar până la organizarea unui concurs. Exact, așa sunt pregătit contractul. Dacă ați văzut undeva scris temporar, așa o să fie. Iar începe de la buget. Domnul consilier, puteți să propuneți până începutul. Pe asta, că asta e dat, dar eu vorbesc de acolo. Nu scrie așa, nu scrie așa. Asta este o observație rezultată în urma citirii materialelor. Exact, că materialul scrie că... Asta rezultă. Da, asta rezultă din citirea materialelor. Ce am venit la ședința voastră și de-aia să propuneți materiale. Să ne propuneți materiale. Păi și unde vă sunt materiale ca așa voastră? De când va intra în efectivitatea activitatea acestui serviciu? Început cu ce dată? Probabil că după licențiere, nu? Exact. După obținerea. 2025. N-ar fi rău ca în documentele aferente acestui serviciu să scrie treaba aceasta. Data când se intră în efectivitate, că de acolo curg și contracte de angajare, de acolo curg și finanțări și așa mai departe. Având în vedere că s-a prevăzut finanțarea pentru primul an de funcționare a acestui serviciu de la bugetul local, în baza cutului financiar al acestui serviciu, dar în gestiunea și în organigrama aparatului de specialitate, s-ar fi putut stabili o sumă care deja să facă parte din bugetul anul acesta, fie rectificat, fie anul viitor să prindeți bani. Să prindeți bani, pentru că altfel nu veți putea să faci acel transfer de la un buget la altul. Nu se poate. Ei vor avea buget separat, vor avea contabilitate, vor avea cont fiscal, vor avea cont în banc, în trezorerie și așa mai departe. Deci este foarte important să se prevadă acești bani în buget. Urmarea firească la tot ce se întâmplă aici este că prețul la apă se va duce în sus și nu știu cât. Nu știm cât. Pentru că prețul crabului care este la nivel județean e de 5 lei, prețul crabului, în mediul... Da, dar e fundamentat tot pe cheltuieli. Bun. Crabul e crab. Am luat prețul crabului. Nu mai spun că sunt comune jur care au 7 lei. Vă vedeți că prețul se face pe crab. Prețul crabului are 5 lei și... Da, de acord, dar crabul gestionează jumătate de județ. Ce mai timp peste din zonă? Nu, nu are la crab. Vă lăsați nu la crab. E contrat de costul local, e dat de fiecare dată, au actualizat contrat de costul local. ANSC o hotărăște, noi analizăm costul și beneficiu pe care îl facem noi. Nu îl face altcineva. Noi îl facem. Vedem ce cheltuieli avem, vedem nevoile de investiții previzionate cu un an de zile și facem prețul la apă. Îl aprobă ANSC, o aprobă nu la apă. Sau nu. Aprobă sau nu? Sau nu. Îl aprobă. Deci ideea este așa, prețul apei va crește la s-a spus și nu știm cât în momentul de față. Mi-e frică să fac vreo estimare. Mi-e frică. Pentru că oamenii asta așteaptă, abia așteaptă să le spunem cât va fi prețul apă. Și urmarea firească la creșterea prețului la apă va fi contorizarea. Și atunci, ținerea sub control a consumului nejustificat sau consumului excesiv de apă va fi simplu. Va fi foarte simplu. Prin preț. Sunt oameni care își vor permite să-și ude via la 6 lei metru. N-ai voie prin lege să uzi grădina. N-ai voie prin lege să uzi grădina cu apă, nevoie menajeră sau potabilă. În regulament zice nevoi casnice. Nevoi casnice. Nevoi casnice. Dar prin lege spune că nu ai voie. Nevoia mea casnice este să uzi grădina. Mă poate prin
Ziceți acolo. Are interzic de vie, care ploiul interzic, legea are interzic. Iar pune ori zice. Omul și ia apă de la robinet, așa că le-a că le-a că le-a că le-a că le-a că punem câte un paznic în fiecare corp. Dar bucăriata nu face la cultură. Da, dar așa să le... Astea sunt observațiile mele, sunt pe pomenii să urde via la 6 lei. Nu mai lași cutunul vie. Sau uiți. Dacă numărul de posturi prevăzut în organigramă este dezechilibrat. Este dezechilibrat în defavoarea celor care lucrează efectiv. A executivului. Adică să, la din 10 posturi să ai 3 sau 4 pe birou și restul pe execuție, acoperind câțiva kilometri de rețea și 7 sate, mi se pare dezechilibrat. Aveți un director, aveți unul la facturare, aveți unul la contractare, aveți un contabil, un casier și un casier. Și doi muncitori. Doi de care educați, doi de care educați. Face servici. Vorbim de organigramă. De acord cu dumneavoastră că organigrama asta va putea fi modificată. Dar asta este minimul pe care îl veți transfera de la primărie, de la executiv. Sunt angajații pe care nu creează serviciu așa. Dar nu e aveți. E minimul pe care îl puteți transfera. Că se va mări organigrama și va crește numărul de angajați prin recrutare, asta e altceva. Amendamentul propus de mine. În documente, directorul o să fie numit interimar, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire încă 6, dacă nu se încadrează pentru ce are el de făcut în faza inițială, urmând organizarea concursului. Nu știu, bine să mergem pe contract de mandat, pe perioadă determinată, că e posibil să vină unul pe un post definitiv, eu sunt definitiv. Se schimbă consiliul local anul viitor. Ce facem? Îl menținem pe omul ăsta pentru 6 luni, pentru 12 luni? Nu e vorba de 6 luni. Stabilit o perioadă de timp, un contract de mandat, e posibil să nu fie bun. E posibil să nu fie bun, dar depinde de conformația. Performează bine, dacă nu, nu. Da, e posibil. Foarte bun. Rețineți amendamentul ăsta pe care îl propun să fie interimat 6+6, timp în care se organizeze concursul. Da, e regulă. Ce mă bucur este că domnul viceprimar o să scape de orice înjurătură din partea populației. Da, a fost la mine piesați, nu știu, nu. E ăla de la serviciu. Niciun plus Consiliul Local, că-i subordonat Consiliul, nu are nicio treabă. Și cam e partea... Putem să până acum executivul trebuia să pună și pompe în forașe. Domnul primar, la asta mă gândeam. Să punem pompe în forașe, cei de la... Puneți că e subordonat și executiv. Da. Domnule consilier. Vreau să mă duc la cunoștință, dacă până acum acest serviciu deja a funcționat foarte prost, datorit, nu și asigura salariul cu utilajele primăriei, cu ajutorul celorlalți colegi la primărie, care lucrează, pe la 46, care lucrează pe la iarbă, pe la toate serviciile date, nu și asigurau salariul. Oare credeți cumva că acum cu aceste probleme, cu lipsa apometrii, cu apa la program, cu lipsa autorizației de SP și mediu, cu lipsa utilajului, când o să le dăm un utilaj, gândiți-vă că acum o să meargă la lopată, că n-au cu ce. Ba da, dar le dăm cumva un utilaj? Da, e o problemă. Dar el vine după aia, spune, nu am putut să repar, că nu mi-ați dat utilajul. Noi zicem că utilajul era încărcat. Gândiți-vă altceva acum, o organigramă reprezintă 10 salariați, care a spus domnul Apostol, 5. La birou, 5 în teren. Aveți un șofer, aveți 6 în teren. Un șofer, 2 necalificați, 3 calificați, restul sunt la birou. Păi mi se pare deja un program care este în faliment de azi. Aveți 3 la birou. 4. E șef se face contract. Dacă munca e pe contract, deci o să trebuia să făcut munca asta de birou, vezi tu că e ușor, dar va trebui o muncă titanică, să faci contract cu fiecare om. Nu cred eu că e ce zici tu, atât de ușor să fii... Ce se va mări acum, la câte cheltuie se va duce? S-a dus cu primărie, în momentul în care ești, această societate merge, trebuie să ai contract cu fiecare om în parte. Doamne, eu vă spun, eu văd sensul acestui serviciu care chiar acolo a scos la deja... Sensul este să ducă prețul în sus, nu, eu vă spun, politic mai ales, o să vă meargă foarte bine, pentru că v-ați luat mâna de pe el, acum oricine caz care vă spună cetățeanul, nu avem apă. Noi mergeți la Constantin și la Consiliul Local.
Mergi la Popa, mergi la Chirea, mergi la Iersandu. Eu n-am treabă, consiliul local, e votat, este lor. Este suportul lor total. Deci dumneavoastră, atât dumneavoastră Popa, chiar nu mai știu ce mai votați în primărie de acasă și acest serviciu. Chiar că nu știu, nu știu dacă mai avem nevoie de viceprimar. Dacă apa canalului este dat deja separat, proiectul de salubritate la Lopresc, ca fost mai înainte, dumneavoastră nu dacă mai aveți... Mai implică, domnul Pietrul Ierofăr. Nu știu dacă, nu știu dacă mai aveți obiectul muncii la Marie. Dar în fine, în fine, nu știu dacă, nu asta de la dumneavoastră. M-a spus, eu nu-l văd, nu văd acest serviciu funcțional și nu dau mai mult de 6 luni de zile, în vreme 6 luni de zile, puteți nota domnul Popa. Păi e de ajuns. Mai ales fiind un an electoral, noi să veți arunca și ajutați la mine, doamna secretară, domnul președinte, doamna administrator, sper ca să nu vă speriți dumneavoastră acest domn apostol, ca să spun așa, că vreau să fac fel, nu vă sperii că deja au plecat toți oameni buni, foarte bine că ați venit, știu de ce sunteți în stare, știu bine a lucrat ca să asumă lucruri buni, eu sper că și o să ajungi la vorba mea, că în 6 luni de zile, o să vezi așa, o să-i fie de acum, toate pleacă către Consiliul Local și către Gheorghiță Constantin, care iar și el este un manager bun. La asta le trebuie cel mai bun din primărie, care a demeritat postul. Vedeți, dar eu sunt convins că nu va fi ajutat. Cel puțin anul serviciu. Așa că acest serviciu v-a spus, l-ați propus, l-ați propus și 4 ani de zile. Ce se înființează, se poate desfința, dacă exact. Dar după alege, după alege se va desfința. Poate nu. Mai dorești. Era chiria ca mai dorești. Eu vreau să pun o întrebare. Știți că în anii trecuți s-a dorit ca să treacă apa la Crab, dacă nu? Eu n-am dorit lucrul ăsta. Niciodată. Eu vă spun că așa este. Și nu s-a, da. Nu s-a putut. Consiliul local a refuzat la respectiv. Nu s-a putut din cauza că nu erau toate lucrurile puse la punct. Acum se poate face o companie dacă nu avem toate lucrurile puse la punct. Serviciul nu e companie. Serviciul nu e companie. Nu să fie companie dacă are număr. Serviciul nu e companie. Cum funcționează școala? Nu e serviciul, nu e serviciul. Da, serviciul pe soa ajută la 3 mări. Ca să poți să fie. Iau avizoare în SC-ul. Și implicați. Foarte multe lucruri. Haideți să ne spune și nouă. Pentru un an de zile vedem ce ne așteptăm. Am făcut o procedură similară. De predare la CRAB. Și vreau să vă zic că doar predarea la CRAB a durat cam 2 ani jumate, 3 ani, până cei de la CRAB au venit pe teren, au verificat toate documentele, au mers din toată rețeaua, bineînțeles. Și au avut pretenții până și pompele să fie de anumite caracteristici. Funcționale. Funcționale, bineînțeles. Și alea erau funcționale, dar nu erau de categorie codificate. Au luat sisteme neconforme? Nu. Mulțumesc. Nu. Sunt și în acest moment rețele, să zic așa, nepredate la CRAB. Chiar dacă avem, nu ia CRAB, nu? Trebuie să, da, trebuie să... Astea care sunt, sunt autorizate, s-ar putea să le ia. Ei fac audit financiar și tehnic. Bineînțeles, adică e o procedură... S-ar putea să le ia, dar păcești și ce s-ar putea să le ia. Doamna, trebuie la noastră consiliul care mâine. Dar nu, dumneavoastră scăpat, dumneavoastră nu este să-ți consiliu. Procedura de autorizare a serviciului ăsta, care a mai răspunde la tine. Prăceștiu, Sambu, Sambu. Cincoace, chiria ce-a spus, Sambu. Nu e imposibil, nu știu ca și termen exact, cam cât ar dura. Orientativ, un termen orientativ ca să autorizezi serviciul. Sper cam 5 luni, dacă totul... Mergi, faci mare. Deci el lice, 5 luni. Licența odoare. Mergem împreună. Licența odoare de SC-ul București. Mergem împreună. La nu de la... 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 Adică mergem la aceeași condoție. Vă plicăm, facem echipă. Cu toții. Bun. Cu cine? Supun la vot amendamentul domnului apostol Constantin. Privind postul temporar. Ce pot fi domnul? Ați era pentru... Ce vrei? Votul pentru... Erați fi votul de primul. Dar eu am zis în stat că sunt de acord. Așa și fost făcut proiectul. Așa a fost proiectul făcut așa. Deci 15. Domnul președinte? Ce e? Încă n-am ajuns la diverse, suntem la suplimentare. Dacă nu
Proiect de hotărâre. Dacă schimbăm la a fost acest sticlă și putea să nu mai fi. Numărul 5. Avizul comisiei. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 5. Ce discuții? Da? Hai să votăm. Următorul. La vot proiectul numărul 5. Ați de ce că sunt mai cam mic. Dar nu uitați, ca să mic. Iar aici, iar e proiectul electoral și ăsta. Și nu v-ați crezut. Da, da, da. Din șapte ani de zile, n-au mai fost bani în Hristosul Dar. Dar poate s-a gândit la dumneavoastră. Eu am vrut să mărim suma, că poate s-a gândit la dumneavoastră. Asta e critica. Că nu am terminat la diverse, zic că prin dorește să ia cuvântul pentru diverse. Dorește să ia cuvântul cineva dintre consilieri? La diverse. Da. Domnul Păr. Deci eu mi-am cerut voi. Da. De ziua și eu, domnul Păr. Am spus-o așa în rândul trecut, am mai spus-o așa făcut la ședințe în urmă. Câine. Trebuie să rezolvăm. Trebuie, că nu se poate, vă spun. E jale, jale. Eu nu știu cum de nu se întâmplă o nenorocire. Stau câteodată și mă gândesc cum de nu se întâmplă. Că atunci o să fii nevoie să... Nicule, îi prindem și vine înapoi, mă crezi? Știu că văd! Deci am prins, cred că 30, i-am dus acolo și au venit înapoi 40. S-au mulți... Nu mă, s-a gata, ca mâți li s-a, crezi? Da, deasupra nu putem... Trebuie rezolvat cumva. Bine, deasupra ceva. Asta ia înseamnă să fărim, să facem, să treci. Luăm persoana ta de ridică și pentru serviciul de cadesaj? Până la urmă ăsta e situația. Te-a faceți tot așa și noi așa plecăm. Noi stați acolo. Facem proiect. Dacă când e tare, apa ai dat-o, gunoiul ai dat-o, ce mai fac să proiect? Dar nu se poate, dar se vinde. Dar ce nu s-au dat lui mâini părinții? Se vinde la urmă, se vinde la urmă. Noi ONG de la Focșani, care a venit împreună cu nemțoaicele care vin din Germania și ne susțin financiar, cu mâncare, cu multe, au cumpărat puște, acum intenționează să aducă și o tubă pentru să prindem câini. Ca să autorizăm, nu trebuie o mașină specializată, ca să fie inscripționată, o grămadă de pași. Să fie noi ce facem noi cu o leagă de mâncare care luăm de acolo și cu nouă, nu e nimic. Deci ce au dat nemțoaicele care vin, cred că doar pe bună vin, deci mâncare și câini cât scară în Germania, vin firme, ia câini din cutii, o duce cu firmă de curier, o duce în Germania. Deci ne-au scăpat, cred că... 170 de câini au plecat anul ăsta în Germania. De la noi de asta. Ei se ocupă de toată documentația, de absolut, de pașapoarte, de absolut tot. Deci, gândiți-vă că centrul local e un gaură și asta. Deci e un gaură. Asta este. Da. Nu se poate, vă spun. Nu îi prindem, i-am fugărit, i-am luat, bă, dar ăștia ca nebunii de băie. Deci, trebuie de tot. O altă problemă. Vorbeam aici de gunoi, menajere. Hai să rezolvăm cumva și cu obiectele astea care sunt la blocuri, cumva. Tare, tare nu e în ordine.
nu? Acum ați fost, ați văzut. Pentru că multă lume pune gunoiul lângă. De da. Lângă ei poate să confieze. Vedeți că o să nu este și o chestie educație. Asta e de rezultat. Ai văzut acum când începe. Dar și câinii rezolvă problema asta. Nu dați să știți. Nu de acolo și a scăpat. Păi și dacă le putem... E o soluție că... Nu e o soluție. Nu, dar acolo au toți cu bine, au toți cu bine ei. Pun lângă, nu le bagă. Nu, pot acolo de nu, trebuie înțeles, acolo e în centru. Și am pus continuu. Eu îi văd și ascultați și vă spun, nu vreau să mă fac dușman cu oamenii ăștia, pentru că nici dumneavoastră nu vreți să vă faceți. Dacă autoritate, măcar puteți să le spuneți. Băi, oameni buni, de la magazinele cele mai importante, care le vedeți aici, stă seara, pândește, unul pândește și iese două femei, de alea pune, fac și le-au spus, nu spuneți, da, domnule, dumneavoastră ați pus cameră, dumneavoastră ați inițiat poliția locală. Nu, să stea pe cameră, domnule, camera înregistrează singur, nu-i trebuie. Domnule, stai să verificeam 12 ori în urmă, camera. Domnule, camera acolo, că aveți poliție locală, aveți ce cerea. Dar să știi ce, domnule. Păi da, dar știi, că știi și domnul vie, ce nu-i probleme. Dumneavoastră, știți cine sunt, știți cine sunt, lăsați, că știți. Da, dar nu știu să-l identifici, să-i dai dovada. Uite, domnule, parcă data de la ora de... Da, știu ce vrei, dumneata, zici, uite dovada, e de Gheorghiță, să știi. Dacă nu te-aș cunoaște, doar. Crede-mă că eu l-am sunat, dacă s-a aruncat cineva. Da, s-a pus imediat. Nu, cine a fost altă treabă. Cel din cei de la PSD. Da, spune domnul Romeche, da, spune. Mai are altă problemă pe care vrea să o să o pune în discuție. Unde? S-a făcut apa la Baleana. Astăzi, la ora 1.20, la drum. Rugămintea mea este ca să se împrejmuiască acolo. Rugămintea mea este să nu mă reclamați, să mâine opim, dacă mă reclamați. Da, eu vă rețin. Dar știu ce cred că noi, cred că chiar a fost acolo și au dus bani acolo. Eu cred că știu ce cred. Vă nu aveați bani în buget. Păi nu aveați bani în buget. Mă rog, din vânzarea de la profit, dar nu aveați bani în buget. Păi să știți că așa este. Așa este. Nu vă reclamă. Chiar Micu chiar o să trebuie. Dar trebuie. Dar sunt obligați să facă zonă de protecție. Facem zonă de protecție. Că nu ce faci la Vâncuța, facem zonă de protecție. Dacă ar fi avut un mișcă, ar fi un logic, ar fi și mașină, era asta. 10 metri. 10 metri la fundă. Da, trebuie să angajăm electrician la primărie. Ce spuneți? Altă dată. O să iau un punct. Domnul președinte. Felicitări, când vine factura, nu fac nimic. Nu încep, factura. Nu mă fac după felicitări. Vă gândeai cu unii care au mai mult de 10 milioane. Îl privește pe dumneavoastră. O să fiu scurt. Că și așa a trecut prea mult timp de când am început ședința. Domnule, a apărut Samanta în Pâncești, să știți. Când vreți să o vedeți, veniți la Pâncești, la podul ăla de la izvor. Când vine Samanta, dă un pic așa din năsuc, din buze, cum făcea la televizor, mai vin oamenii aia, mai lucrează o săptămână, două, trei, iar nu-i convine ceva, dă din un nas, iar pleacă. La poduri? Da, la pod, la alea șapte poduri care ne-am bătut în piept de șaptea. Hai să vă explic mai treaba cu podul, că acum... Nu, stați termințe, după aia spuneți și vă completați după ce... E foarte mult de vorbit la podul, de-aia vă spun. Așa, păi eu să vorbesc. Câți ani are podul ăla din alea? Păi s-a început înaintea ăla de la Brăila și se termină în urma lui. Un pod într-un stat civilizat pe unul de zi. Dar nu, dar trebuie să facem șapte poduri noi. Nu facem șapte, facem șase, în sfârșit. A fost atât ativatură din partea dumneavoastră în campania din precedentă. Domnule, șase poduri, da. Sau șapte, sau șase, până la urmă nu se mai știe, șapte, șase, dar nu s-a făcut decât un poduleț și un pod. Eu și de la pe care mergeați noastră, cu domnul Arun. Un poduleț și un pod s-a făcut, așa. Și acum stau și mă gândesc, am văzut ei utilaje, au venit oamenii aia, au făcut gabioanele alea, la un moment dat, că iau apă zilnic de acolo, îl întreb pe șeful ăla de echipă, doamne, că făceam cruce, în sfârșit că ați făcut asta. Da, dar betonul nu mai turnăm. Păi de ce mă oameni buni? Păi când ne dați bani, când ne dă comuna, că omul nu știe că sunt voiți, atunci vine să mai turnăm. Și au luat utilajele și au plecat. Eu am chemat astăzi să vină un reprezentant de lor aici, care n-a să vină.
să vină să spună, și vă spun tuturor, nu am să le dau un leu, suntem cu plata la zi, cu absolut tot. Dar mai mult decât atât, au venit cu documentații de actualizare a prețului și asta, doamna administrator, să vă explice exact că am luat la mână tot dosarul. O să vă explice, doamna administrator, despre ce e vorba acolo și despre ce doreau dânsii să ne bagi nou sub nas în Consiliul Local. De până la urmă, din șansă, poduri mai facem două. Bune, dacă nu le facem, punem, le închidem, până altă firmă să le facă, frate, dacă nu, dar nu putem să le batem. Uitați-vă în alte localități, adică e un pod de 10 metri, măi, frate, îl făceau și meseria și de aici, la noi. Cu adresă dinaintare din august, deci am văzut și toată documentația și devizul general anexat. M-am uitat mare la început și pe aia am luat și am verificat cu centralizatorul care era la documentație și am văzut că erau niște sume foarte mari. Inițial, din ce am văzut, ați aprobat anul trecut, în luna august, indicatorii tehnico-economici actualizați conform OG 15 cu ajustarea prețurilor. Exact. În contract de finanțare a fost încheiat, cred că tot în 2022, actul adițional numărul 3 cu valoarea de 4.772.000, inclusiv actualizarea pe OG 15. Ei au venit în august pentru suplimentarea valorii neeligibile, bineînțeles, conform OG 168/2022 cu prețul pe manoperă. Ei valoarea ofertată au avut-o de 19 lei pe oră. M-a ajuns la conform, 8 miliarde și ceva. Crescând prețul pe manoperă, conform OG 168, a ajuns la un preț minim de 24,19 lei pe oră. Au transmis centralizator și astăzi, de fapt din zilele trecute, lucrez la actualizarea devizului general conform centralizatorului depus de către ei, pentru că a fost, cred că, o greșeală din partea lor când au actualizat devizul general. Au suplimentat valoarea totală cu în jur de 1.000.000 de lei, peste valoarea de cât era aprobat inițial pe buget local de 1.254.735. Ar trebui, peste valoarea asta de 1.254.000, suplimentarea ce înseamnă diferența dintre 24,19 lei pe oră și 18 lei cât a avut ei ofertat, este o diferență. Practic asta noi o vom aproba, dar cred că într-o ședință următoare de preferat, cât mai urgentă, ca să putem încheia actul adițional, ar fi o suplimentare în jur de 33.413, peste valoarea cea aprobată de anul trecut de către dumneavoastră. Deci asta o să propun domnului primar ca săptămâna viitoare, dacă se poate, o ședință extraordinară ca să definitivez calculele. Un 1.000.000 de lei. Un milion și... Majorezi întreaga. Da. Și cu ce au am vorbit astăzi și cu doamna Amțărescu de la minister. În legătură cu actualizarea pentru ochii 15, nu știu, cred că știți, dar o să vă explic un pic ce înseamnă OG15, actualizarea prețului. Ei, în momentul în care vor veni cu situația de plată, vor actualiza prețul conform calculului și ajustarea prețului la momentul în care vor factura. Noi am actualizat acest preț, practic o să fie suportat de către minister, la un anumit coeficient, la momentul august 2022. Acum, practic, s-a schimbat. Noi acum, când o să aprobăm, o să aprobăm valoarea actualizată la acest moment, dar la finalul decontării, să zic așa, când vine cu ultima factură, noi o să facem o notă justificativă, o să trimitem la minister pentru decontarea sumei clare, ce înseamnă pe OG 15, actualizată finală. Că noi acum facem niște estimări, că nu știm exact cât o să fie. Dar ei vin, să... mă scuzați, da, final, te, dar vin pe fiecare obiectiv în parte. Da, bineînțeles. Adică pe fiecare pod din ăsta. Vorbind astăzi cu doamna Amțărescu, mi-a zis că au fost 7 poduri... Persoana de la București, de la minister. Deci noi cu podul ăla, unul micuț care e finalizat, cu ăla e terminată treaba în tot. Nu-i gata niciodată. Deci ce s-a nu-i gata, că trebuie să fie. Deci nici 12 metri, 12 metri.
Păi spuseam că nici cu ăla n-am terminat, n-am finalizat și nu puteți să actualiza prețurile, cum spuneți. Asta o să fie la final. Deci actualizarea... Și tocmai acolo că ăștia ne bat joc de noi, asta vreau să vă spun. Cine? Ei din tot... Omule, ce zic, cu firma asta. De firma asta. Ei ne duc cu preșul, ăla-i terminat de un an codul, ăsta îl ține de încă un an jumate, așa, și ei tot ne-au ridicat că aproape am ajuns la valoarea dublă a celor 7 poduri și noi ne-am făcut două, doamne. Noi o să decontăm aceste sume de la minister, pentru că ce înseamnă pe ochii 15, că aici ajustările pe care le avem, aici sunt sumele cele mai mari. Pe dar vedeți că sunt două chestii. Ministerul are partea lui de bani. Pe partea de eligibil. Așa, cu bani. Corect. Iar partea noastră, ce nimeni mai decontează? Pe partea noastră avem, din ce am înțeles, un pod care a fost suplimentat, din ce știu. Așa, și cheltuielile pentru organizare de șantier, ca să fie micuții. Față de ceea ce ați aprobat dumneavoastră, 1.254.000, practic o să fie săptămâna viitoare de aprobat 1.288.159. Deci o diferență de 33.000, ceea ce aici este diferența de prețul pe manopă. Care e? Ce sunt? Manopera. Manopera. Doar manopera. Numai pe manopera. Diferența de manopera la ce? La ce? La primele două poduri sau la tot? Pier total. Diferența de manopera la ce? La podul lucrat și la ăsta care ți-a lucrat? Tot ce înseamnă capitolul de construcții și instalații. Și la alea 3-4 care trebuie să mai facă de acum. Deci tot ce e o solicitație pentru alaltă, nu? Direct în avans, asta... E apă de ploaie, ascultați-vă. Noi de apropăm doar că nu vrea timp până acum. Păi dacă noi n-am reușit să facem decât două voturi în 3 ani și noi acum stabilim o manoperă, păi credeți că de 5 ani zor mai face două voturi în 4 ani. Vă știi mai există. Doamna explicat. Da, domnule, mă doare sufletul că stau în satul ăsta. Dar nu termin. Dacă nu înțelegem că noi trebuie să facem un lucru. Contractul a fost făcut prost din prima, fără clauze contractuale, ca acea firmă, bă, frate, până la ce dată poți tu să-mi dai unul din obiectivele astea, gata, până la data de... La data de m-am prezentat acolo, nu le-ai terminat penalizări. Nu mai ești bun, nu mai începi tu pe al doilea, noi banii aveam și de la minister și ai noștri. De ce le-am mai dat bani la oamenii ăștia care ne-au tărăgănat atâta timp și ne-au dublat prețul lucrărilor? Că aproape am ajuns dublu la bani cu 6 poduri, pentru 6 poduri și noi n-avem 2, doamne. Aici este totala ineficiența unui contract prost întocmit. Da. Noi vorbim ceea ce este în acest moment. Nu aveți nicio vină, dar asta e realitatea. Eu înțeleg, dar stăm cu un pod de 10 metri. Această situație prin aprobarea acestei sume, încheiem actul adițional și putem, el poate veni ulterior în funcție de lucrările executate, varia baza situațiilor de plată, să decontăm și să adicionăm suma pe care o solicită la plată. Am înțeles. Al doilea punct. Voiam să vă fac o propunere pentru sărbătorile de Crăciun. Dacă se poate să veniți să puneți în podul ăla de fier, care stă și ăla de un an de zile propus, că finim, facem, punim dale, nu știu ce, să pun niște globuri, niște că nu mai trebuie petale din alea, care e ăla de fier, nu, ăla de fier care e mutat la... Ăla de pus de la Martin. Da, da. Vă mulțumesc. Pentru că suntem la poduri, nu iertați. Da, da, da. Revin. Un pod la Mazilu, un pod la școala 2, da. Un pod la Conțeș, unul la domnul Aurica. Așa, unul la Culai Tachin la Conțeș. Chiar când coborâm din 20 de ani. Caragiare, taci! Și încă unul la... unde coborâm la... unde de Petre acolo, chiar la Bifurcație. Așa. Da. Deci de 7 au rămas 6. Și aia s-au făcut 7. Da, aia îmi spune. 7 sunt în total. 6 sunt pe buget local, și pe unul este, era programat la Toșa. Pe buget local și 6 pe buget de stat. Nu o prindem, dobră, să noi nu mai prindem. Cum se face așa, mă întreb? Păi nu se amură, eu că nu mai știu ce buget. Simplu, la Lili Petre. Și acolo la fel. Și la Lili, trebuie un real. Nu e Bancea când am pățit banii pe județ,
Băi, frate, la unii le-au dat să facă școli, la unii dispensari nouă ne-au dat șase poduri. Atât de mândre au mai fost atunci. N-a reușit în 4 ani să facem decât un poduleț și o caricatură de pod la care pune, mai pune o roabă. Mai toarnă azi, mai toarnă la anul. Poate nu s-o lucrează. Nimeni nu, dar nimeni dorește să lucreze. Nimeni nu a spus de oameni. Asta e problema. Și rugăminte am. Am mai vorbit. Domnul Popa. Hai să facem ceva la școala aia, la Berești, acolo, că ai văzut toată ziua asta mașină pe carosabil. Am rugat frumos toate cadrele didactice. Domnule, aveți parcare în notul, deschideți-vă nu-i de ajuns. Trebuie făcut acolo, în fața școlii, pus niște dăluții, ceva, și ca să poată să facă. Desfințe spații verdile. Dacă 5 mașini în fiecare zi. Dacă cele 5 mașini ar înțelege și le-ar băga acolo, s-ar rezolva problema, crede-mă. Dar nu pot. Deci trebuie făcut ceva. Eu am încercat, crede. Am fost și am vorbit frumos. De multe ori trebuie să stai să-i eviți. Iese copiii de la școală. Viorea, că mai poți, nu-i vezi. Te-ai suit pe pământul. La mine toate mașinile intră în interior. Ei, cum la el se poate și la noi nu. Deci asta e chestie. Nu, dar iar vrei să faci la Berești. Dar n-ai făcut destul la Berești. Nu mai faci la concert. Hai să ne așteptăm. Nu-i mare cheltuie. Așa ai, domnule, uite, în sfârșit îi dau dreptate lui domnul apostol. Îl rog de jumătate de an, domnule, să facă două table de alea, să arate direcția. Stau oamenii și treabă. Nu a spus domnul, nu. A spus că trebuie să ascultați. Și este greșit. Îl chem pe preot să facă slujbă. Și ăla de la sfârșit. La Berești. Băi, omule, tu te duci la Berești. Acum trebuie să fac un loc. Da, domnul, a fost o trece în fiecare zi pe acolo, băi. Nu știu, mi-e simt. Nu, vă rog, domnul Chiria. La Berești, dacă nu te duci din curși, nu mai de semne, de circulație. Și acolo lipsești. Cine ți-a dat Berești? Cum lipsești în seama? Dar nu facem sensul la geratoriu? Domnul Chiriac, mai frate, două semni de are. Domnule președinte, am întâlnit o greutate acum, chiar în fața curților, un cetățean care nu este, nu locuiește, practic, nu stă să ascult. S-a mutat pe ce? Este mutat, nu știu pe unde este mutat. De 3 luni de zile sau mai mult de 3 luni de zile, are o scurtură în curte. Nu putem intra să intervenim pentru că e răspuns de la domnul Popa, este proprietar, nu putem intra noi, dar de tăi luăm burgeaba. Noi suntem fără mulțumim de vara acolo, în fața curții mele se vede cum izvorăște apa. Ne uităm la 30 cm gata și nu, 5 ore. Nu putem intra. Haideți vor să facem, ori facem o comisie, ori dacă facem o drăgătate. O comisie. Mai semnat, hai tai apa, din tot punem profetă. Intră în curte la om. Hai, putem face o drăgătate cu o singură locală, cu o comisie, trebuie. Dacă vreți să discutăm de tema asta, discutăm 5 zile. Marian știe, dar e răutate. Nu e răutate, omul ăla. Deci apa nu vine din sistemul public. Acolo e blindat. Vine dintr-o altă conductă pe care nu știu de unde vine, fraților. Eu să vă spun cum intervenim. Aia de metal. Și eu trebuie să intru acolo și n-am cum. Păi cum intervenim așa? Public aici spune o față. O față aia când nu-i cum vă spune. Vindră aia să spune o mâine curții la om să faci, dacă nu-l găsim, nu putem să lăsăm să stea. Nu aveți o să-l găsesc. Deci bărtești din poate mult. Și bărtești din poate mult. La cine gălim? La Nebaie. Păi dar nu-i mai mult. Are unul ăsta cine, dar nu-i mai telefon la fix. Nu, dar nu-i, nu vine pe nimeni. Dar nu vine pe nimeni. Are mai mult telefon. Vă spune cine are acolo.
acolo, o femeie aia lucră păturul, mai văd, da, da, mai mătură, mai taie. Da, mă, Cosmin, găsim-ți soluții. Da. Nu știu, o chemi acolo, stai aici, să vadă că noi furăm lumină. Dar am înțeles. De 4 luni de lege. Așa este. Alu crăpătura de chemi. Da, da. Dacă nu, corect, dânsul reprezintă autoritatea, merge acolo, stă un ceas, o deschis, ce ce faci? Dacă ar arde, l-am intrat? Dacă ar arde. Da, da. Deci atunci... Dar nu e vorba de neacuință, că am fost nouă dată, am fost... Da, dar o rezolvă, dar a doua problemă. Aici s-a spus, iar pe centru, pe 4 luni nu merg de vreo 2 luni de zile. De când nu avem... L-am rugat cu domnul Valică Ungureanu, chiar dânsul i-a spus că se ocupă cu așa ceva. L-am rugat, nu-i spate telefonul. Într-adevăr, nu are motorină la mașină, că nu-i decontat și poate chiar are dreptate. Decontați, e singura mașină care funcționează, cel puțin pentru acest serviciu, spunem, lămbrica noastră, nu mai știm pe unde este, ce s-a întâmplat cu busa, chiar nu știu, dar noi chiar vreau să intrăm la multe. Decontați-i motorină, să dați-i motorină, să spună lămbrile, să ascult. Acum sunt unic la ora 6, la ora 6 sunt tineri, câine de funcționează, avem destui. Țigarele m-au un pic și rea, sunt peste noi. M-am vorbit că deja sunt grești care fac ce fac. Noi mergem da, pe ieri noapte, nu știu ce a zis fratele, noi las aici, ieri noapte. Au da, luat în centru aici, făceau, ziceai că musulmani l-ați ascult, a luat o mașină, viteză loc, urmă a intrat în mașina lui frate, a lui Poliță și într-un mare arab. Bun, bun, rogați. Pentru romii ăștia care mă sunt de lucrurile, ca să nu fi discriminat. Să nu știu, de aici, vine și mă, vine acolo, să ieși și bun, mă. Au și unde au probleme, dar au discutat sau legii mei, colegul Gheorghiță, cred că nu știe cu podurile astea din mandatul ăsta. Podurile astea au început. Cu asta, cu asta ați câștigat. Cu asta ați câștigat. Păi n-am zis că în campanie. Cu cele 7 poduri. Care practic ați început campania electorală cu 6, v-ați dus în 2020 cu 7, acum ați rezolvat 1. Nu-i campanie. Dar nu-i gata nici eu. Care nu e gata în ăla, știu ce vreți spune un copil, asta o spunea nereu. Dar zi-o tare ca să o afli și cu astea 7-6 poduri, da? Astea n-au avut un termen de lucrare. Tot venim cu rectificare, cu un cu bani, cu un cu bani, n-au avut un termen de lucrare. Trebuie executat de asta afară așa. Ce facem? În 8-7 ani de zile, de 7 poduri avem nouă. Dacă ai zis că de greu să-i dai glaube în lucrarea, acum banii ăia. Păi nu acum, atunci nu. Acum tu trebuie 2 ani zile, atunci trebuie 8 ani. Mariam, noi vorbim acum de un an de zile, da? Nu-mi spuneți tu, doamne, nu-mi spune întrebarea ție, că întrebarea domnul apostol, chiar a fost aici. Dacă de execuție a fost atașa, s-a respectat? Păi, nu. S-a respectat, dacă se respectă, era gata podul. Nu poți să fii gata, nu poți să fii podul în 10 ani de zile, dacă 7 ani, de 7 poduri, 7 ani s-a făcut unul și în cea nu-i gata. Păi 7, 7, 4, 9, nu mă sentim niciun prost, să-i murim 4, 9 de ani. Poate ăsta țării, că ăsta-i picacioară, dar de asta a fost pus asta, 100 de ani. El se duce, că-i dau lucruri și ăsta au lucruri după. Nu știu de ce-i născut ăsta, mai mulți. Bă, da, vezi. Da, stai, n-am să le dea așa mult. Nu s-o vrea așa este. Ține la astea 7, poate ne-a băgat puța apă din vesea în medală. Tata și copiii. Dacă îți concep cu spune treaba are, domnule, pensia alimentară, să nu vă dați. Ata, domnul președinte, ata, mă. La 7 ani, iasă tot în sus. Da. Marian, dar nu trebuie să mă vadă, eu trebuie să vorbesc, să mă vedeți cu toți acasă, nu trebuie să fiu televizat, trebuie să execute lucrările. Domn primar, am fost cu oamenii de pe strada la Lelilor, nu știu dacă vă aduceți aminte, acum 3 luni de zile. V-am lăsat cererea acolo, tot... Vă aduceți aminte? Pentru apă. Da, pentru apă. Da, ca să o trageți de jos, ne-ați promis că o faceți imediat, nu știu când vă apucați.
Ca să știu. Ca și în posibilitatea să faci. Anul ăsta să faci? Da. Mă cheamă David Alecu. Așa, ca să facem. Anul ăsta nu reușim să facem. În exercițiu bugetar următor reușim să facem. Să alocăm bani pentru conductul și tot. Da, bine. Dar și atunci, eu cum mă sfânt? Eu vara am înțeles. La eu vara am înțeles că ăștia ud oamenii nu știu ce și eu n-am apă la ora asta. N-am apă, am 5 minute dacă apuc. Și n-am apă deloc. Cât plătiți dumneavoastră apa la comuna asta? Eu cât încerc la... Nu, cât plătiți dumneavoastră apa la comuna asta? Cât ceri? Când plătesc toate taxele, eu plătesc la început anului. Cât plătiți? Să mă uit pe hârtii, eu toate taxele le plătesc. Exact, deci le-ai pe lume. Nu, 30 de lei pe an. Vă 36. 36. Ați înțeles? Da. Cu banii aia. De ce ia asta? De ce ia asta? Domnul primar. Domnul primar, mi nu dați lecții de aia ca la... Ia treaba, bă, domnul Alex. Ia treaba de însă că îți plătești. Păi de ce? Păi ai răspuns? Tot dat plătești. Deci faci un debat, eu am răspuns. Dar de ce să... Păi așa? Păi orice om care vine la dumneavoastră, dar cât plătești apă? Domnule! Păi cu 30 lei... Atâta, dacă 30 lei din socovinit, atâta. Domnule, dacă îmi permiteți, a zis că din cauza asta nu sunt bani, nu vreau să vă jignească. Din cauza asta nu sunt bani, să putem face mai mult. Dar nu, v-ați înțeles greșit. Păi trebuie să facem ceva atunci. Doar noi facem. Cazanele de Rachiu cum circulă? Cu apă de la Sascod. Cu ce apă de la domnul? Cazanele de la deal și până la vale, la Pâncești. Păi ce înseamnă asta? Apă de la comună? Au pometri. Dar de unde au ei? Dar de unde? Și au? Păi atunci, dumneavoastră, ce urmăriți? Sunteți primar și nu cunoașteți oamenii. Ce fac? Ce învârți? Păi dar nu e chiar așa. Dar ați fost un pic, ați fost prin sat acum vă două săptămâni, că lumea mi-a zis, nu știu, că ați cerut, le-ați luat buletinile, toate actele acolo, nu știu ce le-a scris, că vă trebuie 2000 de... Din votul, nu știu ce. Adeziune. Păi lucrați la DNA să li ceriți buletinii? Lucrați la DNA ca să li ceriți buletinii? Adeziune la PSD. Păi dați-mi dumneavoastră, eu vă dau ordini, vă dau ordini la altă voastră buletinul. Poftim? Nu, la oameni. Dar ce treabă ai dumneata cu altă... Păi cum ce treabă? Păi cum adică? Păi cum? Vine fiecare în ei ca nimic, eu știu. Poate să... Adeziu. Nu se face așa. Și le-ați promis la oameni că vă dau tomberoane, vă dau apă, crăci, copaci, avioane colorate. Dumneavoastră v-am promis că vă fac apă, da? Dar când? După ce se termină votul, da. Bun. Și atunci eu mă scol în cursul anul viitor. Până atunci vă scolați, cu ce vă scolați până acum? Și bătrânii lanț? Tot așa. Și ei la fel. Vădează. Pe strada noastră. Eu, așa primarul așa răspuns. În bugetul anului viitor. Ce se face? Nu fac, dar toți vreți să dispensați încălzit. Ce până acum, dacă nu, nu un pic. Dacă nu se știe de banii ăștia care au dispărut atâția bani. Dacă nu știi de bani, nu știi de banii ăia. Ce mai vrei, doamne, dacă nu știi de banii ăștia care au dispărut. Nu se face așa ceva. Acum n-are nicio legătură. Banii dispar. Păi dar nu, eu am fost aici. Duceți-vă. Există soluții. Dar votul vreți. Mie mi-ar fi rușine să mă duc la oameni. Nici o problemă, noastră cum nu m-ați votat și o să mă votați niciodată. Păi n-am cum, că nu faceți nimic. Ascultați un pic, nu contează, nu contează oamenii care votează, nu votează. Sunteți primari pentru toată comuna. Ați venit și pentru bani, v-am dat un răspuns. Mai departe ce vreți? Să mă las la bătaie? Dar nu sunt atât să fie bani, dar nu bătaie. Nu luăm așa. Ei toți oamenii aia când ne coapie. Dar eu nu mă supun, eu vorbesc mai tare că am făcut armata la artilerie și de acolo trebuia... Aveți ceva să transmiteți Consiliului Local? A cerut apă? Apă, doamne! Domnul primar i-a ascuns în
întrebarea a fost către tot domnul primar. Dacă aveți ceva cu domnul primar în speță... Dar nu, eu n-am nimic, doamne Cremești, eu n-am nimic. Oamenii au vrut să vină iar la primărie. Asta a fost cererea cu domnul președinte, asta a fost cererea cu 3 luni de zile. A zis că se face ceva, desemnat, acum aplică de Consiliul Local. Nu am făcut casă. Nu am făcut trei urmări. Acum o lună și o săptămână. 3 luni. A fost la mine la primărie și a făcut cerere. Și a zis, domnule, cum găsesc soluții financiare să pot să fac? Am prins bani, am început oameni să facem apa pe față. Este așa? Am prins bani, au solicitat. Acum dumneavoastră ați venit și a solicitat. Anul trecut a fost linia Mărâuței, soluția pentru pot. Tot așa, vrea imediat, v-ați să vedeți. Să dea ședințe și ședințe. Am prins bani, am început oameni și am făcut apa acolo. La fel și a noastră, v-ați spus în exercițiu. Da, vreau să facem. Domnul primar, nu, eu înțeleg. Adică, domnul primar,